Bună seara! Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră are un loc foarte confortabil, nu? Bun. Da sau nu? Da! Adică în seara asta vreau să fim interactivi, da? Haideți un pic de viață, așa vreau să văd de la dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru că ați ales ca în această seară să fiți alături de noi 2 ore și să aflați lucruri deosebite de la oameni deosebiți în această conferință. În al doilea rând, vreau să ne organizăm un pic. Știu că fiecare dintre dumneavoastră deține telefoane mobile, așa e? Și știu că fiecare are câte o melodie preferată pe, ca și sonerie și dacă fiecare începe să sune în melodia respectivă, facem show. Așa că rugămintea mea este ca fiecare să treacă aceste aparate pe modul silent sau chiar să le închidă. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că fiți foarte atenți, foarte atenți, da? În această seară vreau să vedeți, să auziți, să simțiți, da? Chiar să gustați tot ce se spune și și veți vedea aici. Sunt informații de o deosebită importanță pentru dumneavoastră. Văd că sunt foarte, foarte multe persoane frumoase în această seară. Oameni noi, așa le spun eu, oameni care vor altceva de la ei, de la viață. Vă felicit încă o dată pentru că ați ales dumneavoastră să fiți astă seară aici cu noi. Acum am să invit în scenă gazdele din această seară, pe doamna Camelia Tița, o doamnă deosebită, sigur o cunoașteți pentru că altfel nu ați fi aici, și pe Cristina Dincă, iarăși o doamnă și o persoană deosebită, dragă mie. Deci, în aplauzele dumneavoastră, auzim, da? Știți că aceste aplauze, în primul rând, au fost pentru dumneavoastră. De acum încolo să fiți atenți cum aplaudați, da? Bine, mulțumesc! Mulțumim frumos, Cristi! Într-adevăr, frumos public, de acord. Suntem deosebit de onorate. Bună seara, bine ați venit! Ne face o deosebită plăcere și onoare să petrecem timp de calitate, zicem noi, în această seară. Mulțumim că ați ales să fiți cu noi. Eu, Camelia Tița, colega mea, Cristina Dincă, vă urăm din suflet, bine ați venit! Bună seara și bine ați venit! Și din partea mea, mă bucur că suntem împreună, pentru că despre asta este vorba, despre ce facem noi, fiecare dintre noi, și ce facem noi împreună, mai ales despre ce facem noi împreună. Și o să încep prin a vă spune ce înseamnă pentru noi ziua de astăzi. Nu am știut până acum câteva zile că astăzi este ziua în care se prăznuiește Sfântul Grigorie de Capolitu. Întâmplător sau nu, o să hotărâți fiecare dintre dumneavoastră, într-un loc ce poartă numele Sfântului Grigorie de Capolitu, eu am experimentat pentru prima dată ceea ce înseamnă medicina alternativă și medicina energetică. Tot acolo, după câțiva ani, i-am întâlnit pe Camelia și pe Cristi. Și uite că tot într-o zi, sub semnul părintelui Grigorie de Capolitu, facem un eveniment împreună pentru comunitatea din care noi facem parte. Poate întâmplător, poate nu, dar după părerea mea, lucrurile, viața, evenimentele, cursul vieții sunt cumva orchestrate la un nivel mult mai înalt decât putem noi să gestionăm. Și atunci, mulțumim cu recunoștință vieții care ne-a adus aici împreună pe noi toți. Mulțumesc!
Da, mi-aduc aminte, era prin 2013 când se întâmpla asta, ne-a dus universul, să zicem, împreună, eu zic că Sfântul Grigorie de Capolitu, pentru că eu cred că nimic nu este întâmplător. Nimic din ce ni se întâmplă nu este întâmplător și chiar dacă din comoditate, ignoranță, uneori putem să credem asta, coincidență, întâmplare, dar nu e așa. Este o minte, sinele divin se numește, care ne spune în interiorul nostru că nimic nu este întâmplător. Mesajul nostru din această seară este că împreună putem. Fiecare dintre noi suntem o forță. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți o forță. Dar împreună suntem o forță însumată. Suntem o forță multiplicată. Și această forță poate să mute munții din loc, chiar dacă o face bucățică cu bucățică. Lângă acest mesaj, mesajul nostru este că și prin ceea ce vom susține în continuare, este că omul nu este numai corp fizic, numai minte, numai suflet sau numai spirit. Omul este un tot, un univers întreg. Și fiecare dintre noi suntem aici ca să vă oferim o perspectivă mai largă, personală dacă vreți, dar care să înglobeze toate aceste concepte și poate vă veți găsi un răspuns în această seară în ceea ce vom susține fiecare dintre noi. Pe lângă faptul că fiecare dintre noi suntem corp fizic, minte, suflet și spirit sau duh, cum i-am zice, da? Mai este ceva. Relația noastră cu universul. Relația noastră cu tot ce există. Cu Dumnezeu, cu creația, cum i-am spune, da? Dar faptul că neglijăm câteodată și, sau uităm de această relație ne duce în tot felul de dificultăți. Și suntem aici împreună cu colega mea, colegele mele, foarte dragi mie, să vă transmitem niște informații, această perspectivă, care sperăm noi să vă ajute. Mulțumim! Cer scuze, asta e recuzita mea. Ați văzut cât de frumos au vorbit cele două doamne. Mă simt onorat că le cunosc, că le-am cunoscut, cum a zis și doamna Camelia, nimic nu este întâmplător. Așa este, nimic nu este întâmplător. Am deosebită onoare ca acum să vă prezint pe Cristina Dincă, cea care va fi primul nostru speaker și care va avea primul discurs. Cristina Dincă este fondatoarea Atelierului de Sănătate Echilibru, este terapeut în medicină alternativă din 2006 și mentor, formator din 2011. Misiunea este să ofere o perspectivă holistică asupra sănătății fizice, emoționale și spirituale prin abordări individuale care vizează cauzele bolilor, nu simptomele. Este foarte important lucrul ăsta. Practicile pe care le integrează sunt concepute să sprijine procesele naturale de vindecare ale organismului și autovindecare. În cursul practicii, ei de peste 17 ani a susținut un procesul de vindecare sute de pacienți și a format terapeuți care influențează pozitiv mediile în care profesează. Haideți să o primim cu aplauze pe doamna Cristina. Mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. Și da, nu vreau să încep cu mine. Aș vrea să continui ideea lui Cristi, care spune că sunt oameni cu care împreună am parcurs o parte din drumul vieții și al meu și al lor, pentru că asta ne-a apropiat foarte mult. Sunt oameni în sală care nu neapărat sunt terapeuți, dar sunt și terapeuți, sunt și psihologi, sunt și medici, sunt și multe alte profesii, care oameni cu alte profesii care au ales să deschidă o nouă perspectivă și un nou capitol în viața lor, să se direcționeze către ceea ce înseamnă viața trăită pe deplin. Și sunt cea mai mare mulțumire a mea, aceasta este, că suntem mulți.
Și cu ani în urmă mă întreba o prietenă, dar de ce investi tu pe oameni să facă ce faci tu? Nu ți-e frică că o să-ți ia clienții? I-am spus atunci și repet, e nevoie, atât de multă nevoie de oameni ca noi, care au curaj să pășească înainte pe drumul acesta al autocunoașterii, încât 10 generații de acum încolo nu o să fie suficient să acoperim nevoia care există. Pentru că este o nevoie a sufletului și e nevoia fiecăruia sau fiecăruia dintre noi. Și acum, vin în fața dumneavoastră să vă introduc în tainele acestei practici, care pentru mine a însemnat literalmente trecerea de la atitudinea și starea de spectator în propria mea viață în aceea de participant. Și vă invit și pe dumneavoastră, pentru că mie nu-mi place să vorbesc doar eu, nu fac asta de obicei și pentru asta am emoții, vă invit și pe dumneavoastră să facem ceva împreună, să practicăm. Nu trebuie să vă mișcați din locurile în care sunteți. Dacă sunteți de acord, pentru câteva momente, să închideți ochii, să ne găsim o postură cât mai comodă, cu ambele tălpi în contact cu pământul, cu spatele cât mai drept. Puteți să faceți și din picioare. Camera merge, oricum. Cu spatele cât mai drept, cu palmele relaxate pe genunchi. Dacă aveți ceva pe lângă, puneți-le jos, că nu se întâmplă nimic. Cu ochii închiși, ne dăm voie să ne scanăm corpul de jos în sus și de sus în jos, să relaxăm musculatura suplimentară. Menținem în tensiune doar musculatura ce ne ajută să ne păstrăm postura. Observăm zgomotele din jurul nostru. Doar observăm, fără să intervenim. Observăm contactul corpului cu aerul și cu hainele acolo unde este cazul. Observăm gustul pe care îl avem în gură. Observăm gândurile și imaginile ce ne străbat ecranul mental. Observăm aerul cum intră și iese din plămâni. Doar observăm, fără să intervenim. Facem acum din toate astea un pachet pe care îl lăsăm la o parte și venim cu atenție în locul liniștii din noi. Loc situat în centrul pieptului, în dreptul inimii noastre fizice, în spatele ei. Loc pe care îl percepem ca pe o sferă luminoasă, care crește în intensitate și diametru. Și ne cuprinde întreaga ființă. Din acest loc al liniștii, ducem atenția asupra respirației noastre. Inspirăm pe nas în 3 timpi. 1, 2, 3. Și expirăm în 5 timpi. 1, 2, 3, 4, 5. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. 1, 2,
3 și expirăm pe gură, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirăm pe nas, 1, 2, 3, expirăm pe gură, 1, 2, 3, 4, 5. Inspir pe nas, 1, 2, 3, expir pe gură, 1, 2, 3, 4, 5. Inspir pe nas, 1, 2, 3, expir pe gură, 1, 2, 3, 4, 5. Inspir, 1, 2, 3, expir, 1, 2, 3, 4, 5. Inspir, 1, 2, 3. Continuăm să inspirăm și să expirăm fiecare în ritmul său și conștientizăm cum fiecare inspir și expir ne conectează la aerul pe care îl primim, la oxigenul pe care îl primim. Ne conectează la pădurile din jurul nostru, la pământul care rodește, la apa care ne hrănește, la vântul care ne aduce acest oxigen și chiar la focul care nici el nu poate să existe fără oxigen. Și ne conectează între noi. Există o permanentă conexiune, interconexiune între tot ceea ce există viu pe pământ. Aceasta este starea noastră naturală. Și acum, înainte de a deschide ochii, vă invit să observați, să conștientizați dacă starea dumneavoastră s-a modificat cu ceva, dacă vă simțiți diferit față de acum câteva momente înainte să închideți ochii. Și când sunteți pregătiți, deschideți ușor ochii. Revenim aici. A apărut vreo diferență? Da? Era mai bine cu ochii închiși. Da. Pentru că atunci când închidem ochii, venim cu atenția în interior, ne conectăm la starea noastră interioară, aceea în care suntem una cu tot ceea ce există, este nivelul sau de conștiință sau starea cu care noi am venit pe pământ. Adică atunci când eram mici, până să începem să învățăm din mediul în care ne-am dezvoltat, copiii mici nu au sentimentul de separare, de identitate. Știți că le este și foarte greu să se refere la ei ca fiind eu. Da? Pentru că starea noastră naturală este aceea de unime. Nu există jucăriile mele, noi învățăm. Astea sunt ale tale, nu le mai da. Asta este starea noastră naturală și cu această practică am vrut să experimentați care este, cum se simte și să știți că de fiecare dată când veți avea nevoie, vă puteți sau reveniți, vă puteți conecta sau puteți să reveniți la această stare pentru că este în noi, în fiecare dintre noi. Avem nevoie când? Când suntem stresați, când suntem obosiți. Când ne apucă panica, această practică resetează reacția luptă sau fugi, despre care, dacă nu știați, vă spun eu că atâta timp cât rămânem blocați, noi, oamenii moderni, în cea mai mare parte a vieții noastre, suntem blocați în reacția luptă sau fugi, pe tot parcursul, când suntem blocați în această stare, sistemul nostru digestiv nu mai funcționează. Și nu numai.
sistemul nostru imunitar nu mai funcționează. A, aceasta este explicația pentru care apar în ultimul timp, de când viața noastră a devenit așa elevată, modernă, tehnologizată și așa mai departe, noi nu reușim să ne mai decuplăm de la acest stres, cum se numește el. Și vreau să vă rămână ceva din seara asta. Bun. S-a mai mișcat? Da. Ok. Bun. Vă place starea în care sunteți? Mă bucur. E cineva care mai e stresat la momentul ăsta? Mai are gânduri? Mai e preocupat de ceva? Super. Dacă plecăm cu asta în seara asta deja, din partea mea, pe ce aveam eu de adus în fața dumneavoastră, mă declar mulțumită. O să ziceți, bun, dar de ce nu suntem așa tot timpul? Ce se întâmplă? Păi, noi am venit pe lume așa. Însă, după ce am venit, am crescut într-un mediu, ne-am dezvoltat într-un mediu un pic mai evoluat decât noi, un mediu care a uitat cum s-a născut și ne-a ajutat, implementându-ne și nouă, aceleași programe pe care le-au fost și lor, la rândul lor, implementate. Vă sună cunoscut? Cu cele mai bune intenții. Da? Noi nu suntem singuri pe lumea asta. Noi am venit într-o familie. Poate sunt și situații în care n-am venit într-o familie. Cu siguranță, și dacă există fizic, și dacă nu există fizic, noi suntem conectați la cei prin intermediul cărora am venit în viață. La părinții noștri, la bunicii noștri, până la multe generații în spate. Nu suntem doar noi. Și tot ceea ce am preluat de la ei este nu numai propria noastră viață, ci și toate învățăturile de la nivel subconștient, de la nivelul energiei, spunem noi. Poate e prematur să vorbim noi despre energie, dar e suficient să înțelegeți că este acel nivel pe care l-ați experimentat, acel nivel care întreține viața pe pământ. Este o structură a ființei noastre cu care noi venim pe pământ și nu dispare după ce plecăm. Nu știu dacă ați mai auzit vorbindu-se despre asta. Dacă nu, nu știu dacă să... E suficient să vorbim despre asta atât. Acum, să exemplificăm ce înseamnă energia noastră, matricea energetică cu care noi venim pe pământ. Spuneam că este partea care nu dispare niciodată. Și avem un exemplu aici în care o frunză, în fotografia de jos, o frunză la care mai este vizibil corpul fizic parțial, vârful acela a fost tăiat, își păstrează structura energetică. Are sens? Ați mai auzit de treaba asta? Da? Ok. Acolo sus, doar colțul din stânga mai este cu structură fizică. Cealaltă parte a fost îndepărtată. Ea rămâne acolo. Bine, deja și în tradiția noastră și în religia noastră se vorbește despre sufletul nostru pe care nu-l vedem, dar el există. Și mi-aduc aminte că vorbeam cu mama la un moment dat și îmi spunea, după ce eu încercasem să-i explic ceva, spunea, ne-a spus părintele duminică când a ieșit cu Sfintele Daruri să nu ne speriem dacă simțim ceva, că și cei pe care îi pomenim sunt tot aici printre noi. Credeți asta? Nu e decât același lucru cu ceea ce exemplificăm noi aici. Avem o structură energetică. Ce păstrăm în ea? Ea este matrice. Păstrează în ea toate informațiile despre tot ce am trăit noi vreodată și tot ce a trăit arborele nostru genealogic. Cum? Problema nu este că păstrează. Problema este că... Asta e un lucru bun. Problema este că ea păstrează nu experiența brută. Pentru că atunci când noi trăim ceva, experiența este alcătuită din... Doamne, mi-ai dat și nu un pic micul.
Da. Experiența. Mulțumesc. Experiența este alcătuită din faptele propriu-zise, plus percepția pe care noi o avem asupra faptelor, asupra a ceea ce se întâmplă și este vizibil cu ochiul liber. Adică, în momentul în care se întâmplă ceva, noi avem gânduri legate de situația respectivă, avem emoții legate de situația respectivă, tragem concluzii, apar convingeri, da? Și trăiri și credințe. Luăm hotărâri în momentele respective. În momentele de intensitate maximă, acele hotărâri rămân gravate în câmpul nostru energetic pentru totdeauna. Și poate peste 20 de ani, peste 30 de ani, ajungem într-o situație care poate să pară similar. Dar nu este. Mă întâlnesc cu cineva, cu un domn care seamănă cu primul meu prieten. O să mă comport garantat ca și când el ar fi aceeași persoană. Și nu este. Vă sunt... Are sens ce zic? Vi s-au întâmplat situații în care pare că te ia pe sus și începi să te comporți într-un mod cu totul și cu totul deplasat, dar nu te poți controla. Acesta este motivul pentru care am rămas... Eu am zis de la început că eu mă aud și așa și așa mă chinui să-mi temperez vocea. Acesta este motivul pentru care ce se întâmplă în viața noastră scapă de sub control. Ca acum, de exemplu. Și atunci trebuie să ne comportăm ca și când, putem să ne comportăm ca și când experiența a fost, este originală, doar cu condiția să nu fi avut în trecut experiențe similare. Da? Ok, mulțumesc. Și atunci poate se și repară. Spuneam acolo jos că povestea noastră este povestea neamului nostru. V-ați surprins vreodată spunând de la, scuzați-mi expresia, Adam și Eva, ce s-a întâmplat în familia dumneavoastră și ce greu a fost la mine în copilărie și ce am pățit și ce, pentru că este foarte greu să nu ne identificăm cu ceea ce ne-a amprentat. Nu pentru că nu a trecut timpul, ci pentru că noi, din situațiile respective, ne luăm un sentiment fals de siguranță și de sens. Așa începe să se dezvolte personalitatea noastră. Pare că suntem ce trebuie să fim și că tot ce am fost noi sau tot ce am fi noi în starea noastră autentică n-ar fi conform. Dacă n-aș fi bătăioasă, dacă n-aș fi obraznică, că așa m-a învățat mama. Dacă n-aș fi, n-aș da din coate să-mi fac loc în lume și să vă arăt eu vouă, că nu vă puneți cu mine. Vă sună? Bine, dacă nu vă sună din partea altă, din partea asta, o să vă sune din partea în care ați avut de tolerat persoane de genul acesta sau, poate, lasă-mă mătași din gură. Și am ajuns să tăcem din gură și să îi lăsăm pe alții să vorbească. Acestea toate sunt programe pe care este aproape imposibil să le transcendem dacă nu știm să privim, cum spunea Cristi, în interiorul nostru. Da? Nu la oamenii cu care venim în contact, pentru că ei sunt aici doar să ne aducă la suprafață ce avem nevoie să rezolvăm, ci în interiorul nostru să eliberăm toată această energie blocată. Ce putem face? O să mai facem un experiment din care să... Vă spun după aia ce facem cu experimentul. O să vă rog din nou să închideți ochii. Vă odihniți în seara asta. Să ne imaginăm că suntem acasă, la noi, în bucătărie. Ne îndreptăm pașii către frigider, acolo unde este el. Deschidem ușa frigiderului. Luăm de acolo, căutăm acolo o lămâie, presupunem că o și găsim. Luăm lămâia, mergem în bucătărie. Luăm și un cuțit,
și dăm lămâia pe jumătate. Și una din jumătăți o ducem la gură și sugem jumătatea aceea de lămâie. Toată. Acum puteți să deschideți ochii. Gura plină, da. Eu n-am închis ochii și tot am gura plină. Creierul nostru nu face diferența între imaginație și realitate. De aceea, de fiecare dată când o situație din prezent seamănă parțial cu ceva din trecut, până și un miros poate să semene și te duce acolo. Nu e nevoie să semene în mare măsură sau faptic. O vorbă, un miros, o atmosferă, orice. Creierul nostru a plecat. Da? Și ne duce unde? În momentul din trecut, când nu ne-a plăcut sau ne-a plăcut situația respectivă și reacția noastră este de acolo, nu este din acest prezent al vieții noastre. De aceea este important să facem ceva. Ce putem face este să putem face ceva cu fapta. S-a întâmplat. Este ceva evident. Ia, poți să dai un pic în spate. Experiența. Putem face ceva cu fapta? Nu se mai poate. Putem face ceva cu percepția? Cu interpretarea pe care noi am dat-o faptei? Bun. Haideți să mergem la percepție. Dăm un exemplu. Dați-mi un exemplu, că e mai ușor să lucrăm pe un exemplu. N-aș vrea să vă dau eu exemplu. Ne trece cineva calea. Ah, ne trece cineva calea. Ți se întâmplă ție astăzi, nu? Ok. Ne trece cineva calea. La nivel faptic. O persoană, o mașină, o pisică, o ce vreți dumneavoastră, a trecut prin fața mea în direcția perpendicular pe direcția în care mă deplasam. Asta este fapta. Primul nivel de percepție este nivelul realității fizice. Pe lângă nivelul de percepție al realității fizice, ce spuneam? Că apar gânduri. Trecem la nivelul emoțiilor și al mentalului. Ce gândim noi despre persoana sau pisica ce ne traversează calea? Dacă e pisică, avem gândit toți la fel. Nu mai, ca să vedeți cum, cât de... Da, sau nu vorba Cristianei, pentru că eu n-am o problemă cu chestia asta. Dar sunt gânduri standard. Da? Suntem aici. Dacă este o mașină, ce zicem? Tu ce ai zis astăzi, Elena? Că nu mai lasă să trec. Ea se grăbea și nu o lasă să trec. Altcineva, ce percepție putem să mai avem când trece cineva? Ia uite ce nesimțită sau ce nesimțit. Nu? Nu zicem asta? Sau da. Facem legătura cu dacă trece o persoană. Mi s-a întâmplat ceva rău și aceeași persoană, întâlnim aceeași persoană și ne gândim că ni se va întâmpla ceva rău. Da. Exact ca la pisică. Și atunci, da nu știu, ce facem, ne facem, mergem înainte, riscăm. Emoții. Deci gândurile sunt felurite. Emoții. Dacă e pisica, s-a terminat. Neagră. Și neagră, da. N-am o treabă cu pisica, am trei acasă. Dacă este mașina, ce ai zis? Mă blochează. Se blochează, dar ce ai simțit? Nu e drept. Am și eu dreptul să trec. Nu e drept. Da, da. Și cum te-ai simțit când nu era drept? Eu sunt neputincioasă. Aha. Și furioasă. Furioasă, neputincioasă. Mai sunt alte exemple. Gândi, spuneți ce vă vine. Cum? Frustrare. Frustrare. Mulțumim, Andreea. Altcineva? Starea noastră interioară se modifică în momentul în care deja am plecat din locul ăla. Gândim, simțim, suntem în alte poze, dar nu acolo. Da? Nici mai vedem dacă mai trece cineva strada vreun pieton. Nu-i mai dăm drumul că suntem nervoase deja. Da? A
Asta, acesta este nivelul emoțiilor și al mentalului. Ne-am pachetat? Suntem... Ne-a zăpăcit ziua? Da. Ne-a stricat dispoziția. Exact. Care este învățătura? Din toată această vâltoare a emoțiilor și a mentalului, poate să iasă ceva. În situația în care noi rămânem blocați aici, putem să tragem o concluzie, am ghinion. Și pare că este un mesaj. Nu este un mesaj, este un blocaj la acest nivel al emoțiilor și al mentalului peste care nu pot să trec. Eu nu pot să transcend acest nivel și sunt mult, mult timp, oamenii au fost blocați crezând că dacă iau decizia nu mă mai întâlnesc niciodată cu fata aia că mi-a vorbit urât, este o concluzie. Nu mai vreau să aud de tine. Nu mai vreau, mă faci să sufăr, sunt nefericită din cauza ta. Este, are vreo legătură asta cu învățătura sufletului? Pentru că cel de-al treilea nivel de percepție este nivelul sufletului. Nu. Mai poate ieși ceva din nivelul acesta, din momentul acesta în care am atâta neputință și atâta frustrare și atâta nervozitate? Da? Ce poate să iasă? Percepția. Percepția. Putem schimba cu ceva? Poate să fie vreo învățătură din experiența asta? Care? Să nu fie prea mult folosită sau aștept puțin că va pleca de acolo. Pleacă el, plec și eu. Suntem tot aici. Învăț ceva. Aha, așa. N-are sens să rămân nervoasă, supărat. Poate a greșit, poate n-a vrut. Poate că e un mesaj pentru mine să nu mă mai grăbesc. Da, răbdare. Da? Învățăm răbdarea. Mai ales dacă suntem de fel agitați, o să apară multe situații de genul ăsta. Și atunci, din toată treaba asta, noi ne-am luat, cum zicea Cristina, o învățătură. Da. În momentul în care concluzia pe care o obținem aduce în noi liniște, am ajuns la nivelul sufletului. Este un câștig. O situație care poate să pară un blocaj devine, de fapt, ea așa și este, dar noi nu o vedem. Da? Devine o oportunitate. Oportunitatea de a ne da posibilitatea să ne relaxăm, să schimbăm ceva. Unde? În exterior? Mă dau jos să stric după omul ăla, mă iau după pisică, mă duc și fac reclamații la protecția animalelor? Pot să schimb ceva în mine. Dar de câte ori trebuie să mi se întâmple asta ca să reușim să ne relaxăm? O să vă spun un secret. Am ales să facem schimbarea stărilor perceptuale, așa se numește, pentru că este cheia. Dacă știți asta, bypassați mulți ani de terapie, ca să zic așa. De câte ori, dacă practicați, nu știu, în următoarele două săptămâni după ce ați aflat de treaba asta, și noi o să vă dăm pe mail și materiale scrise, ca să nu treacă pe lângă ureche, vă garantez că o să vă fie mult mai ușor în viața dumneavoastră. Nu spun că gata, aici se termină și de poi mine stăm așa în lotus și totul este așa, viața noastră e o floricică. Nu, pentru că viața ne aduce acest tip de blocaje, de provocări, ca să ne ajute să schimbăm perspectiva, să schimbăm ceva în interiorul nostru. Cu ce scop? Să ne fie mai ușor. Pentru că în momentul în care noi am ajuns la concluzia nu mai e cazul să mă grăbesc, viața îmi spune prin circumstanțele în care mă ajută, mă duce să o iau mai încet, cu siguranță este ceva ce mie îmi folosește și este benefic. Și atunci ceea ce se simte în interiorul meu, ceea ce aduc în viața mea prin această schimbare de percepție, este transformarea sau vindecarea. Da? Are sens?
E greu să te schimbi pe tine. Noi vrem să-i schimbăm pe ceilalți. Păi da, dar de câte ori arătăm cu degetul, eu arăt cu degetul spre dumneavoastră, să știți că celelalte trei degete arată către mine. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă mă deranjează ceva la dumneavoastră, cu siguranță eu mă văd în dumneavoastră ca într-o oglindă care nu-mi place. Dacă mi-ar plăcea, n-aș mai avea nicio problemă. Când eu o să-mi rezolv în interiorul meu ce mă deranjează la dumneavoastră, o să fim cele mai bune prietene. Până atunci, partea asta din noi care este ascunsă, dar care ne distruge relații și ne sabotează viața, se numește umbră și treaba noastră în viața asta este să aducem la suprafață cât mai multe din, mai mult dintre aceste aspecte. De ce? Pentru că devenim liberi. După ce, apropo, după ce primim învățătura, se dizolvă orice formă de conflict, de emoție, de tensiune interior. Da? Și se și destructurează din câmpul nostru energetic luminos. Mai ceva? Da. Asta îmi spuneam, că devenim liberi. Da? În momentul în care noi reușim să facem schimbarea de percepție, devenim liberi de ce? De emoțiile respective, de gândurile respective, ne schimbăm și gândurile, nu ne mai supărăm când data viitoare ne mai trece cineva calea sau poate nu ne mai trece nimeni calea, da? Devenim liberi de convingerile respective și putem să acționăm altfel, să ne trăim viața frumos. De asta evenimentul nostru de astăzi se referă la a ne trăi viața cu frumusețe. Și mai e ceva foarte important. Dacă o persoană, există un principiu în programarea neurolingvistică, mulți dintre dumneavoastră ați și parcurs programul, dacă o persoană poate, fiecare dintre noi putem. Da? Nu e imposibil. Atât am avut să vă spun astăzi, în seara asta. Ne mai întâlnim la, mai avem un capitol la final de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Cristina. Informații extraordinare. Ați auzit, da? Ce, dacă ați fost atenți la început când v-am zis să fiți foarte atenți, să vedeți, să auziți. Haideți să ia loc și doamna. Ca să simtă. Deci ați fost atenți, da? Să vedeți, să auziți, să simțiți. Și chiar să gustați. Mulțumim, Cristina, pentru exercițiile extraordinare. A fost foarte frumos. V-a plăcut, da? Ok. Doamna de aici, din față, mi-a ridicat mingea la fileu, da, dumneavoastră, și a zis că e nevoie să schimbăm, nu e nevoie să ne schimbăm noi, ci pe cealaltă persoană. Sau invers, a spus. Libertatea pentru foarte mult o povară. Asta e, nici nu cum să gestionăm. Ok, așa e. Am zis că vrem să-i schimbăm pe ceilalți. Bun. În pauză o să edificăm și treaba asta. Ce vreau să vă spun este în felul următor. Ca să vă simțiți bine cu dumneavoastră, e nevoie, adică să fiți ok, trebuie să vă simțiți bine cu dumneavoastră, iar o să vedeți minunea, o să vă simțiți bine și cu ceilalți. Și ceilalți de lângă dumneavoastră să se simtă bine. Schimbarea este foarte, foarte grea de realizat, dar foarte, foarte frumoasă. Acum o să am onoarea să vă prezint o persoană, o altă persoană deosebită și dragă mie. 41 de ani, cu o catedră virtuală de profesor în arta de a trăi frumos. Ce frumos, da? Înființând o academie de dezvoltare personală și leadership, în care o desfășoară cursuri de dezvoltare personală, workshop-uri, training-uri, programe pentru copii, adolescenți, părinți și oameni care și-au dorit să devină și să fie mai mult, să învețe arta de a trăi frumos și sănătos. Pe lângă acestea, este neobosită în a ajuta oamenii prin sesiuni de consiliere, psihoterapie și coaching, în cabinetul de psihologie, prin proiecte umanitare și de voluntariat. O cunoaștem de la TV, de pe rețelele de socializare, unde este activă, adăugând valoare oamenilor prin emisiuni, dar și sesiuni săptămânale de Q&A,
gânduri cu talc și postări cu, din numeroasele activități desfășurate. Pe lângă toate acestea, a lansat două cărți de povești terapeutice pentru copii. Una în 2014 și cealaltă în 2022. Povești pentru copii curajoși. Doamnelor și domnilor, o invit în fața dumneavoastră pe doamna Camelia Tița, profesor, psiholog, cu experiență profesională de 44 de ani. Deci, față de ce am spus eu aici, este puțin, da? Vă doresc succes și fiți foarte atenți. Mulțumesc frumos, Cristi. Are emoții. M-a făcut carne, m-a putezat, cum se zice? Așa. Știam că n-ai emoții. Se pare că l-am intimidat. Bună seara, vă spun din nou. Fascinant, nu? Ce v-a spus Cristina, așa e? Da. Când avem acces la nivelul acesta și putem să înțelegem că suntem mai mult decât știm noi că suntem, este cu totul altceva. Dăm o semnificație specială fiecărui gest, fiecărui cuvânt, adică, cu alte cuvinte, trăim intenționat, conștient și prezenți. Dragii mei, eu v-am pregătit în această seară un ghid. Mi-a venit gândul, așa, lucrând la acest material pentru conferință. De fapt, ele sunt o serie întreagă de îndemnuri, de sfaturi, luați-le cum vreți, direcții de acțiune, pe care eu le-am cules din experiența mea profesională, dar și personală, ca un om la o oarecare experiență de viață, da? Și mă gândesc că cumva vin în completarea a ceea ce a prezentat Cristina și în termeni comportamentali de acțiune și intenție putem să vedem mai bine cum aceste lucruri pot să ne rezolve, da, în final să ajungem să cunoaștem această artă. Oare putem să facem din viața noastră o artă? Ce credeți? Poate unora vi s-a părut exagerat și prea complicat așa. Putem să facem o artă? Putem să facem, să știți. Din păcate, deci eu am 62 de ani și jumătate, să știți. Dar am ajuns la concluzia că viața poate fi o artă destul de curând, să știți. Îmi pare rău. Îmi pare rău de ce? Că n-am avut acces, ca și dumneavoastră, n-am cunoscut niște oameni de la care să învăț niște lucruri, așa cum aveți dumneavoastră posibilitatea în această seară. Și o să primiți toate materialele acestea, da? O să le primiți, sunt valoroase. L-am numit ghid, da? Ghid cu recomandări, direcții de acțiune pentru a ajunge la acest nivel de a trăi o viață cu sens, o viață împlinitoare, o viață frumoasă. Și la baza, așa cum a spus și colega mea Cristina, la baza a tot ceea ce ni se întâmplă este gândul. Gândul care face parte din atitudine și atitudinea face diferența întotdeauna în tot ceea ce alegem să facem sau să nu facem. Deci ce este atitudinea? Ce gândim? Ce simțim? Și cum alegem să acționăm? Întotdeauna atitudinea va face diferența între oameni. Chiar dacă este aceeași situație, aceeași conjunctură, da, și multe lucruri asemănătoare între oameni, modul cum acționează ei este foarte diferit. Vedeți, spre deosebire de lucruri, de plante când le cumpărăm, de electrocasnice și orice, da, care intră în viața noastră cu niște instrucțiuni de utilizare, omul vine pe pământ și trebuie să învețe să trăiască. Se numește educație. De unde învață să trăiască? De la părinți, primele modele, intră doamna educatoare în viața lor, doamna învățătoare și mai departe, tot așa, da? Persoane care ne influențează viața. Uneori învățăm lucruri frumoase, avem de la cine să învățăm și devenim profesioniști, ca să zicem, în a ne trăi viața frumos. Dar alteori, dragii mei, trăim în mod amatorist, așa cum
putem, cum ne pricepem, cum am trăit și eu singură așa printre străini, fără părinți, părinții divorțați, fiecare cu viața lui. Așa s-a întâmplat cu mine, poate așa vi s-a întâmplat și vouă unora. Și atunci, cui revine responsabilitatea devenirii, a învățării de a trăi? Cui? Nouă, dragilor. În exclusivitate, responsabilitatea vieții ne revine nouă. Și atunci când aruncăm vina pe X, pe Y, pe părinți, pe bunici, pe socri, pe nu știu, pe vecini, pe... facem o mare greșeală. Pentru că, așa cum ați văzut și din prelegerea Cristinei, practic, lucrurile pe care le sesizăm în ceilalți și nu ne plac, sunt de fapt în noi. Acolo trebuie să privim. În noi înșine. Ce înseamnă asta? Să ne dezvoltăm pe noi. Asta avem de făcut. Să creștem personal, să ne creștem nivelul de conștientizare și să ne dăm seama că suntem mai mult decât credem inițial că suntem și decât ni s-a spus că suntem. Și Charles Swindoll zice că viața este 10% ce ți se întâmplă și 90% cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Exact ce încerca și Cristina, da, experimentul cu pisica, da, să ne demonstreze. Și John Maxwell, mentorul meu de suflet, zice că singura garanție ca mâine să-ți fie mai bine este să te dezvolți astăzi. Deci, în dezvoltare, disciplina și voința ocupă loc de bază. Și am pus aici pentru voi un citat din Robin Sharma, care zice că prin oțelul disciplinei îți vei construi un caracter plin de curaj și pace. Prin virtutea voinței ești destinat să te ridici către cel mai înalt ideal al vieții tale și să trăiești într-un palat paradisiac plin de tot ceea ce este bun, fericit și vital. Fără ele ești pierdut, asemenea unui marinar fără busolă care în cele din urmă se scufundă împreună cu corabia sa. Și ca un exercițiu care poate să călească excelent voința și disciplina, faceți-vă patul. Învățați-i pe copiii dumneavoastră să-și facă patul, neapărat. Deci, acest exercițiu atât de simplu, care rezolvă foarte multe lucruri. În primul rând că ordinea din jurul nostru ne aduce claritate și ordine în minte. Și asta, practicat zi de zi, conduce la disciplină. Privește dificultățile ca pe niște oportunități, oportunități de creștere. De regulă, noi ne supărăm când întâmpinăm dificultăți, fără să ne dăm seama că ele sunt prilejuri foarte prețioase de a crește. Dezvoltarea autocontrolului. Ce este autocontrolul? Nu e nimic mai mult decât controlul minții. Și tot Robin Sharma zice că voința este regele puterilor mentale. Când îți stăpânești mintea, îți stăpânești viața. Stăpânirea mentală începe prin a fi capabil să controlezi fiecare gând pe care îl ai. Când ai dezvoltat capacitatea de a renunța la toate gândurile slabe și de a te focaliza doar asupra celor pozitive și bune, vor urma acțiuni pozitive și bune. Curând vei începe să atragi în viața ta tot ce este pozitiv și bun. Și aici eu v-am pus o formulă pentru dezvoltarea autocontrolului și a voinței de fier. Eu sunt mai mult decât par. Toată tăria și puterea lumii se află în interiorul meu. Această formulă, combinată așa cum am învățat în exercițiul Cristinei, cu ochii închiși, respirând și vizualizând ce înseamnă pentru mine puterea și poate în imagini, în sunete, dar creându-mi mental o ancoră, să zicem, a puterii mele interioare, vă asigur că dacă veți lucra acest exercițiu, o să fiți surprinși în scurt timp de schimbările care o să se producă în gândirea, în atitudinea dumneavoastră. Strunește-ți mintea, tot în autocontrol intră. Păi cum? Pentru că mintea este într-adevăr un servitor minunat, dar un stăpân cumplit.
Dacă gândurile noastre sunt preponderent negative, este din cauză că, de fapt, nu ne prea pasă de mintea noastră, nu-i acordăm importanța cuvenită și nu ne acordăm timp pentru a o antrena să se focalizeze pe bine. Este un citat din James Allen, un gânditor puternic. Cunoaște-te pe tine însuți. Păi cine suntem noi? Ați văzut ce a zis Cristina? Ați văzut cât de complicați suntem? Ați văzut că dincolo de corpul acesta fizic, de mintea noastră, cu de toate, cu emoțiile, cu... ce suntem? Un mix al strămoșilor noștri, un mix de situații, de emoții, de experimente, de împrejurări, la care nu avem acces, dar în baza cărora ne comportăm. Ele sunt în subconștient. Reacționăm în baza lor. Acționăm într-un fel sau altul pentru că ceva undeva în umbră, acolo în subconștient, ne dirijează viața. Și Carl Jung zicea că până când nu vom face subconștientul conștient, da, vom zice, ne va conduce viața și îl vom numi soarta. Nu soarta, nu Dumnezeu ne bate, nu e întâmplător, da? Noi. Dar sunt lucruri în subconștient despre care nu știm. Să ne cunoaștem înseamnă să facem subconștientul conștient prin munca sacră cu noi înșine. Și Les Brown, un alt mentor de-al meu, ne sfătuiește să ne creăm un sanctuar în care să trăim în pace, să ne relaxăm mintea, să ne revigorăm spiritul și să ne reînnoim scopul. Și asta putem să o facem fiecare acasă, într-un loc anume, da? Pe un fotoliu, într-un loc anume, să fie locul nostru în care să reflectăm la cine suntem, să facem o muncă de introspecție cu noi, să analizăm și este locul de unde putem să primim multe răspunsuri. Fii bun și generos. Fii bun de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Numai să vrem. Oamenii buni se fortifică neîncetat, zice Confucius. Fiecare dintre noi devenim mai buni prin ceilalți împreună. De unde știm noi că suntem buni? Da? Ne place să credem despre noi că suntem buni. De unde? Din feedback-ul pe care îl primim de la ceilalți. Și cum putem primi un feedback pozitiv dacă noi suntem răi cu ceilalți? Nu avem cum, da? Logic. Și un citat din ieromonahul Savatie Baștovoi mi-a plăcut mie mult. Unul este ușa, altul este cheia, unul lut și altul foc care arde și întărește lutul. Fiecare în sine este bun, dar devine mai bun prin celălalt. Acolo unde suntem împreună pentru o cauză bună, este și Dumnezeu cu noi. Ieși din victimizare, nu mai da vina pe alții pentru ce ți se întâmplă ție. Da. Și James Allen zice, atunci când vei fi dispus să recunoști că toată nefericirea ta este rezultatul egoismului tău, te vei fi apropiat de porțile raiului atâta timp însă, cât vei fi convins că egoismul altora e cel care sfură fericirea, vei rămâne prizonierul iadului creat chiar pe tine însuți. Și profesorul Dumitru Constantin Dulcan spune clar, nu Dumnezeu ne pedepsește, noi o facem. Noi ne pedepsim singuri aici pe pământ, pentru că există o lege cosmică după care tot ce facem altora se repercutează asupra noastră, mai devreme sau mai târziu, prin boală, necazuri și nefericire. Iadul e mai degrabă o stare de spirit, o stare a conștiinței noastre încărcate de rele. Caută soluții, nu scuze. De regulă ne concentrăm pe victimizare, pe veitat, pe scuze, dar nu pe soluții. Indiferent în ce situație, cât de dificil ar fi, ok, asta e, hai să văd ce fac, cu ce e. Am lămâi, fac limonadă, hai să văd, mă concentrez pe soluții, nu pe văitat, nu-mi duc energia, nu-mi duc puterea în văitat, da? Hai să găsesc soluții, cum ies din situația asta. Și Vasile Ghica zice, toată viața căutăm, unii soluții, alții scuze. Sunteți de acord? Apropo, câți de aici căutați scuze? Cine caută de aici scuze? Hai să fim sinceri, ne e rușine să ridicăm mâna, da? Toți căutăm scuze. Vă spun eu, toți căutăm scuze. Câți de aici căutăm soluții?
Da, mai căutăm și soluții din când în când. E, ca să căutăm soluții și să ne facem din asta un obicei, trebuie să ne creștem pe noi. Este semn că mai avem de crescut pe acolo, nu neapărat așa, în înălțime, cât în înălțimea conștiinței. Iubește, iubește viața, oamenii, pe Dumnezeu, iubește creația. Unica lege care stă la baza tuturor, întregului bine și a tuturor mecanismelor care pun în funcțiune viața este legea iubirii. Dragostea este energia care se extinde, se deschide, trimite departe, stă pe loc, scoate la iveală, împarte cu alții, vindecă. Frica ne înfășoară corpurile în haine. Dragostea ne permite să stăm goi. Frica înhață și acaparează tot ce avem. Dragostea dăruiește tot ce avem. Frica îmbrățișează averi. Dragostea îmbrățișează pe cel iubit. Frica ține strâns. Dragostea dă drumul. Frica înveninează. Dragostea mângâie. Frica atacă. Dragostea iartă. Fiecare gând, cuvânt sau faptă omenească se bazează pe una sau cealaltă dintre emoții. Nu ai nicio posibilitate de alegere, pentru că nu există altă variantă, dar tu ai liberul arbitru în legătură cu ce să alegi dintre ele două. Este un citat din Convorbiri cu Dumnezeu de Neil Donald Walsh. Stă în alegerea noastră. Acționează, nu aștepta momentul potrivit și nu te baza pe noroc. Niciodată nu va veni momentul potrivit. Momentul potrivit este acum. Acum, universului îi place acțiunea, lui Dumnezeu îi place acțiunea, nu amânarea. Și norocul, ce este norocul? Norocul nu este nimic altceva decât îmbinarea dintre pregătire și șansă. Este un citat din Robert Sharma. Și John Maxwell zice, nu există noroc, n-am câștigat nimic niciodată prin noroc. Formula norocului meu este muncă plus pasiune plus determinare. Și eu subscriu formulei mentorului meu John, nu degeaba îl iubesc atât de mult, pentru că și eu cred același lucru. Învață, citește, fii curios. Când treci în neființă și te întâlnești cu Creatorul, nu vei fi întrebat de ce nu ai devenit Mesia sau de ce n-ai găsit leacul împotriva cancerului. Ceea ce te va întreba va fi, de ce tu nu ai devenit tu? De ce nu ți-ai atins potențialul maxim? Ca să-ți atingi potențialul maxim, trebuie să faci uz de tot ce ai mai bun în tine pentru a le oferi oamenilor un plus de valoare din cartea de sens vieții. Fii prezent! Fă pace cu trecutul. O să rămâneți surprinși dacă vă gândiți cât de mult stăm în trecut, în amintiri dureroase, în suferință, în victimizare și cât ratăm din viața care trece pe lângă noi în acele momente. Nu vedem șanse, nu vedem oportunități, nu vedem oameni, nu vedem frumosul, nu vedem binele. Nu, pentru că stăm să ne plângem de milă, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Și James Allen zice, dacă nu-ți vei lăsa mintea să se împrăștie oferind întreaga ei concentrare asupra activității din prezent, vei căpăta o cunoaștere sublimă a unicității scopului tău și dinpreună cu concentrarea minții îți vei forma un caracter valoros, aducând bucurie peste tot în jurul tău. Dar asta nu se poate decât fi în prezent, în acum și aici. Doar aici e viața, în acum. Ce a fost a trecut, ce va veni, încă nu este. Și dacă vrei să dai o șansă să ai un viitor mai bun, trăiești în acum, în prezent. Iartă și mergi mai departe. Este darul pe care ți-l ofer ție. Tu meriți să-ți fie bine, să mergi liber prin viață. Altfel, pe cei pe care nu iertăm, îi cărăm cu noi. La nivel spiritual, îi cărăm cu noi, să știți. Da? Ne legăm de ei, să știți. Și mergem prin viață cu frâna de mână trasă. Iartă. Aud, nu, Doamnă, nu merită. Poate el nu merită, dar tu meriți să te eliberezi de el? Ei, da, eu merit. Atunci iartă-l. Mă mai gândesc. Eu aș zice să nu te mai gândești și să-l ierți. Da? Întâi de aici și apoi de aici să-i dai drum. Nu există greșeli, ci doar lecții de învățat. Prea mult ne acuzăm, prea ne punem la colț așa că greșim.
Da? Eu zic să fim mai blânzi cu noi, cu greșelile astea, și să ne gândim că fiecare greșeală, da, este o șansă de a mai învăța ceva, ceva altfel, da? Și tot Robin Sharma zice, nu există greșeli în viață, ci doar lecții, nu există experiențe negative, ci doar ocazii de a crește, de a învăța și de a avansa pe drumul autocontrolului. Din luptă vine puterea. Chiar și durerea poate fi un învățător minunat. Și de câte ori, dragii mei, nu ajungem să ne găsim calea, drumul spre lumină, prin durere, prin boală, prin suferință, prin necazuri, prin încercări, abia trecând prin ciur și prin dârmon, reușim să ne găsim calea. Cei mai mulți au făcut cancer, au făcut tocmai ca să descopere lumina și calea dreaptă. Nu lăsa opinia altora să devină realitatea ta. Prea mult ne pasă de lume. Lumii nu-i pasă de noi, să știți. Nouă ne pasă prea mult de ea. Asta și pentru că am fost învățați, mine s-a spus, fă, dregi, nu știu ce, au loc, ce o să zică lumea, râde lumea, fă, mă faci de rușine cu tare. Ni s-a inoculat chestia asta de mici, așa, și prea ținem. Să știți că lumea va vorbi oricum. Și dacă facem ceva, și dacă nu facem, lumea tot va vorbi, pentru că e treaba lumii să vorbească, să ne înțelegem, da? Și noi vorbim. Este normal, suntem în comunitate, vorbim. Fii pozitiv, caută binele și frumosul în orice situație. Da, există multe lucruri urâte, dar există și frumosul. De ce să ne agățăm noi mereu de ce e urât? De ce căutăm să găsim nod în papură? Da? Sunt oameni care caută nod în papură. Acolo un pic de negru sub unghie, dar l-a găsit, frate, și pune lupa pe el și îl face dita mai, da? Din țânțară armăsar. Când e vorba de rău, când e vorba de bine, a, da, e și bine pe acolo așa, da? A, da, nu e normal să fie bine? Da, e normal să fie bine. Hai să ne concentrăm mai mult pe bine și pe frumos, pe ce este în viața noastră și să fim recunoscători. Recunoștința este cea mai sănătoasă emoție umană. Cu cât ești mai recunoscător pentru ceea ce ai, cu atât vei avea mai multe lucruri pentru care să mulțumești Universului, ne spune Zig Ziglar, un mare gânditor. Așa este. Când suntem recunoscători pentru ce avem, pentru ce suntem, lucrurile bune și frumoase se înmulțesc în viața noastră. Cultivă relații frumoase cu oamenii, învață să comunici. Și James Focolo zice, lucrurile extraordinare se întâmplă atunci când încetăm să ne privim drept darurile lui Dumnezeu pentru ceilalți și începem să-i vedem pe ceilalți ca daruri ale lui Dumnezeu pentru noi. Ce înseamnă asta? Să ne depășim ego-ul, limita individualității, care ne duce la separare. Când reușim să trecem de ea, de blocajul, de limitarea asta, atunci suntem împreună. Crede în miracole. Speră. Ce este miracolul? Lucrurile pe care nu le înțelegem la nivel rațional și care zicem că sunt întâmplări, că sunt prostii, unii cred, alții nu cred în ele. Miracolul este lucrarea tainică a lui Dumnezeu prin care ne arată că este prezent în viața noastră. Și poți să vezi miracolele doar când crezi în ele. Și Einstein zice că există două moduri de a ne trăi viața. Fie credem că nu există miracole, fie credem că totul este un miracol. Miracolul este în sufletul și ochii privitorului. De ce? Pentru că ține de percepție. Da? Și fiecare dintre noi avem propria percepție. Stai în natură, contemplă creația și practică rugăciunea. Rugăciunea este respirația sufletului, vorbirea inimii, urcușul minții spre Dumnezeu, dialogul omului cu Creatorul. Și rugăciunea stăruitoare ne menține vii și face lumina în interiorul nostru. Este relația cu Creatorul, cu sursa, cu sinele nostru divin. Sinele nostru divin sau supra-eul, să știți, la nivel psihologic, mental, este sursa. Sursa vieții, da? Este de origine divină. Atât v-am pregătit în această seară, cu multă dăruire, cu multă iubire și prețuire, recunoștință tuturor și mulțumesc pentru răbdare și drag.
ați întors, n-a fugit nimeni. Înseamnă că v-a plăcut, nu-i așa? Vreți mai multe? Cu siguranță vor fi mai multe, dacă sunteți interesați, le veți primi. Iată că am ajuns și la al treilea nostru speaker din această seară. Am din nou deosebită plăcere de a o prezenta. Este o doamnă deosebită, cu un CV foarte, foarte bun. Este medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medic specialist, neurolog. Ca și pregătire, vă dați seama că a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Institutul Național de Diabet Nicolae Paulescu, tot din București, sub îndrumarea doamnei profesor Gabriela Radulian. Asta s-a întâmplat 2 ani de zile, adică o specializare foarte 4, de fapt, mi-arată. Îndrumarea a fost de 2 ani, da? Specializarea a durat 4 ani. Deci are o experiență vastă în acest domeniu. În afară de lucrurile astea pe care vi le-am spus, un an de zile a mai fost în Spitalul Franco-Britanic Paris, din Franța, și încă un an a mai lucrat în spitalele din Nottingham și St. Grim din Marea Britanie. Vă dați seama că acolo este destul de greu să desfășuri activitatea dacă nu ești destul de pregătit. Deci, în această seară am onoarea să vă prezint pe doamna doctor Romana Anca Ioana. Haideți să o aplaudăm! Succes! Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați venit într-o prezență atât de numeroasă. Eu am rolul ingrat de a vă aduce cu picioarele pe pământ după aceste două prezentări minunate și de a vă da câteva sfaturi legate de nutriție, dar nu numai, pentru că acum internetul este la un click distanță de fiecare și toți știm ce avem voie să mâncăm, care sunt alimentele care nu ne fac rău. Însă aș vrea să vă aduc un pic și știința din spatele alegerilor pe care trebuie să le facem și care este conexiunea între sistemul nervos, emoții și nutriție. Cristina ne-a spus un pic despre sistemul nervos autonom, fără să vrea sau poate cu intenție. A, gata? Stau aici? Mai spre ecran. Mai spre ecran. Gata. Așa. Sistemul nervos autonom, așa cum îi spune numele, este un sistem care funcționează indiferent de voința noastră și care ne reglează bătăile inimii, frecvența cardiacă, digestia, sistemul endocrin, sistemul imunitar. El este un sistem nervos primitiv care se activează și care are două componente, una simpatică și una parasimpatică. Cea simpatică nu este atât de simpatică pe cum credem noi, pentru că ea se activează ori de câte ori noi simțim că suntem stresați. La oamenii primitivi funcționa foarte mult sistemul nervos autonom și îi ajuta foarte mult pentru că ei erau vânați de animale sălbatice și trebuia să aibă această vigilență atunci când se secreta adrenalina, cortizolul, astfel încât fluxul sanguin se ducea la creier ca să fie vigilenți, pupilele se dilatau să vadă mai bine, mușchii erau contractați să poată să fugă, inima bătea cu putere ca să poată să pompeze sânge către mușchi. Însă, organele care erau cel mai frecvent afectate erau digestia, fiindcă atunci când suntem într-o situație periculoasă, nu avem nevoie să se digere alimentele, nu avem nevoie să ni se sintetizeze hormonii, nu avem nevoie de nimic altceva decât să ne scăpăm viața. Așa cum s-a spus mai devreme, creierul nu poate să facă diferența între realitate și imaginație. De fiecare dată când suntem puși într-o situație stresantă, sistemul nervos autonom și în special componenta simpatică se va activa astfel încât dacă suntem în mod constant supuși la unui stres cronic, încep să apară și problemele de sănătate. În general, persoanele anxioase și stresate au ulcer gastric, au probleme de digestie, sunt constipate, balonate, au sindromul intestinului iritabil, așadar ceea ce gândim ne influențează ceea ce suntem și organele noastre. Suntem exact ceea ce gândim și din punct de vedere fizic.
Sistemul nervos parasimpatic este cel pe care Cristina vi l-a activat tot așa, conștient sau inconștient de prezentarea mea. Și el se activează ori de câte ori suntem relaxați în timpul somnului. El ne reface toate rezervele de energie și este bine să avem un echilibru, pentru că avem nevoie și de adrenalină atunci când avem un examen, atunci când suntem la volan și vrem să evităm foarte rapid un obstacol. Însă trebuie să existe un echilibru și trebuie să ne activăm sistemul nervos parasimpatic prin aceste exerciții de respirație pe care tocmai le-am făcut. El se activează ori de câte ori facem o meditație, ori de câte ori facem o plimbare în aerul liber, ori de câte ori facem yoga, nu trebuie să fie neapărat exerciții de mare intensitate. De ce vă spun toate lucrurile acestea? Pentru că toate se leagă. Am vorbit de sistemul nervos autonom și acum o să vă vorbesc de un alt sistem nervos, un al doilea creier, care se găsește la nivelul intestinului și care poartă numele de sistem nervos enteric. Acum este o știință întreagă care se ocupă de microbiomul intestinal, de bacteriile care se găsesc la nivelul intestinului nostru, pentru că acest microbiom ne reglează atât sistemul imunitar, cât și inflamația din organism și o să vedeți că ne reglează și felul în care ne simțim. Adică ceea ce mâncăm, pentru că bacteriile se formează, coloniile formatoare de la nivelul intestinului trebuie să fie cât mai diversificate, iar ele se formează în funcție de ceea ce mâncăm. Deci ceea ce mâncăm ne determină cu siguranță și este sprijinit de studiile clinice, ne determină organismele de la nivel intestinal, ne afectează atât memoria cât și învățarea și, foarte important, și emoțiile. Și studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 12 săptămâni în care pacienți diagnosticați cu depresie s-au împărțit în două grupuri. Un grup a primit strict consiliere psihologică și un grup a primit mixt consiliere psihologică și nutrițională. Ei bine, la sfârșitul celor 12 săptămâni, 32 de pacienți din grupul care au primit consiliere mixtă au avut remisia completă a simptomelor de depresie versus 8% din grupul control care a primit doar consiliere psihologică. Așadar, degeaba mâncăm sănătos dacă nu ne consiliem și psihic și degeaba ne consiliem psihic dacă nu mâncăm sănătos. Nu există una. Adică eu nu am cunoscut niciun om care să facă sport, să mănânce sănătos și care să fie depresiv. Nu știu, eu personal n-am cunoscut și nici studiile nu ne lasă și nici organismul nu ne lasă să fim depresiv. Bun. Și ca să nu existe cârcotaș, ca să zică că totuși persoanele alea erau cu depresie, s-au făcut alte studii care au luat 36 de femei care erau clinic sănătoase și s-au împărțit în trei grupuri. Unui grup i s-a dat să mănânce două porții de iaurturi care erau îmbunătățite cu probiotice, unui grup i s-a dat să mănânce o singură porție de iaurt care nu a fost îmbunătățit cu probiotice, iar celălalt grup a fost lăsat să-și continue stilul alimentar obișnuit. După o lună au fost testate din punct de vedere emoțional să vadă ce triggeri, cum reacționează la triggerii externi care în mod normal ar provoca frică sau furie. Mai mult decât atât, li s-a făcut și un remene cerebral în care s-a dovedit că pe lângă faptul că aceste femei au fost mult mai stabile din grupul cu probiotici, au fost mult mai stabile emoțional și au răspuns foarte bine la triggerii externe, adică nu au mai fost atât de activate, nu și-au mai activat atât de mult sistemul nervos autonom, s-a observat și la remeneul cerebral că zonele care erau implicate cu senzațiile corporale și cu reglarea emoțiilor au avut o activitate scăzută. Așadar, alimentația chiar ne determină felul în care noi percepem realitatea. Fiecare percepe realitatea în mod diferit. Poate eu sunt o persoană anxioasă și orice lucru care mi se întâmplă mă face să tremur și și îmi provoacă frică. Însă alimentația și bacteriile sănătoase de la nivelul intestinului ne poate ajuta, pentru că 90% din secreția de serotonină, toți am auzit de serotonină, neurotransmițătorul care ne face să ne simțim bine și care în depresie este scăzut. Ei bine, 90% din cantitatea totală de serotonină se secretă la nivel intestinal. Bun. Haideți să vorbim acum de ceea ce ne interesează, da? De alimentele probiotice și prebiotice și cum putem să le incorporăm în dieta noastră în fiecare zi. Probiotic, cu toții am auzit, știm și de suplimentele cu probiotice pe care le luăm atunci când luăm tratament antibiotic. Cred că majoritatea doar atunci le luăm probioticele, nu cred că ia nimeni în fiecare zi un probiotic.
Probiotic înseamnă care favorizează viața. Avem nevoie de aceste bacterii care sunt sănătoase și care ne fac să ne simțim bine. Iar prebiotic, atenție, sunt substanțele din care se hrănesc aceste bacterii și care provin strict și exclusiv din alimentația noastră, pentru că ele se hrănesc din fibrele pe care intestinul nu le poate digera, adică din fructe, legume, da, oleaginoase, mazăre, fasole, linte. Ce se întâmplă atunci când luăm probiotice în mod necontrolat, dar nu mâncăm și fibre? Aceste bacterii și chiar și bacteriile noastre, chiar dacă nu luăm probiotice, nu au din ce să se hrănească și nu au cum să supraviețuiască decât hrănindu-se din mucoasa intestinală. Hrănindu-se din mucoasa intestinală se produce ceea ce noi numim intestin permeabil, adică toate bacteriile, toate toxinele, toți factorii inflamatori trec în torentul sanguin și atunci avem o continuă stare proinflamatorie. Starea aceasta proinflamatorie duce la diverse boli autoimune, urticarie și așa mai departe. Am pacienți care au infecții urinare cronice pe care nu le pot trata pentru că au sindromul de intestin permeabil și oricât de mult le-aș trata cu antibiotice, la fiecare urocultură le este aceeași infecție. Până nu își vor modifica stilul de viață și nu își vor crește sistemul imunitar, acea infecție nu va dispărea. De unde ne luăm probioticele? E foarte simplu. Din chefir, oțet de mere, varză murată, în special murăturile, dar trebuie să fac o precizare, murăturile în apă și sare, în saramură, pentru că oțetul inactivează bacteriile și atunci pierdem toate beneficiile pe care le putem lua din murături. La persoanele care sunt hipertensive, trebuie să lase murăturile cel puțin o oră în apă rece și după aceea să le consume. Da? Că nu e bine nici să ne crească tensiunea după aceea. Măslinele în saramură, iaurtul îmbogățit cu probiotice, ciocolata neagră și o să vă zic eu și care este porția corectă, să nu ne apucăm să mâncăm acum toată ciocolata neagră, sau laptele bătut. Nu toate produsele etichetate cu cuvântul probiotic au acțiune benefică garantată. Trebuie să ne uităm câte unități formatoare de colonii scrie că au acele probiotice. Trebuie să fie între 1 și 10 miliarde. Dacă sunt milioane, fiți sigur că nu l-ați consumat degeaba, da? Trebuie să fie totodată capsule gastroresistente ca să nu fie distruse de mediul acid din stomac. Și totodată, numărul de bacterii active scade rapid în 7-10 zile, de aceea produsele lactate trebuie să fie proaspete sau păstrate la frigider. Alimentele prebiotice, așa cum am spus, le putem lua din legume și fructe. Da? Leguminoase, fasole, mazăre, ovăz, banane, fructe de pădure, praz, ceapă, mai ales că suntem în Oltenia, putem să ne bazăm pe produsele locale. Înainte de a trece la cele trei principii alimentare pe care cu toții le știm, glucide, proteine, lipide, și o să vă zic pe scurt ceea ce cred eu că v-ar interesa, și anume care sunt porțiile corecte, vreau să plecați de aici cu câteva noțiuni în așa fel încât să nu considerați că aveți niciodată nevoie de un medic nutriționist care să vă ghideze stilul de viață. Vreau să plecați cu mesajul că nu trebuie să țineți niciodată o dietă, pentru că de foarte multe ori dieta este etichetată ca o perioadă scurtă de timp în care eu modific ceea ce mănânc. Trebuie să avem un stil de viață sănătos, nu o dietă. Nu sunt adepta și vă zic de pe acum că întrebările legate de tot felul de tipuri de dietă, la ele nu o să răspund, pentru că nu recomand niciun tip de dietă, nici dieta ketogenică, nici dieta Dukan, nici dieta poate cea mediteraneană, cu fructe de mare, pește, legume, da? Dar altfel nu recomand absolut nicio dietă, pentru că fiecare organism este diferit, pentru că fiecare organism are intoleranțele lui și trebuie să vedem exact la ce suntem intoleranți, la ce nu suntem intoleranți. Pentru că cu toții avem afecțiuni particulare, spre exemplu pacienții cu gastrită nu vor putea mânca niciodată fructe și legume proaspete, la fel ca și pacienții cu colon iritabil, da? Pacienții cu diabet nu vor putea mânca aceleași fructe ca și pacienții fără diabet și așa mai departe. Astea sunt lucruri particularizate și nu v-aș recomanda niciodată să începeți o dietă fără să vă faceți analize și să aveți un control la un medic diabetolog și nutriționist. Cred că asta am vrut în special să vă spun și faptul că, așa cum spuneau și doamnele de dinaintea mea, ați observat că alimentele ne influențează felul în care ne simțim și emoțiile.
Și pot să vă spun că toate lucrurile astea se bazează pe dovezi și s-a dovedit faptul că frica se transmite genetic. Așadar, dacă mama a avut o anumită frică, se va transmite și la fiu. De aceea avem acest material genetic, ca și diabetul zaharat de tipul 2. El se transmite genetic, este ereditar. Însă, atenție, nu este obligatoriu, nu este o condiție obligatorie să facem boala doar pentru că este ereditar. Ereditar înseamnă că toți ne naștem cu gene predispozante pentru anumite boli. Factorii de mediu declanșează boala, felul în care noi reacționăm la factorii de mediu și felul în care noi ne conducem stilul de viață ne determină dacă boala se va declanșa sau nu se va declanșa. Și s-a făcut un studiu pe șoareci pe care i-au supus pe mame gravide, ca să zic așa, și le-au supus unor teste în care li se arunca apă rece și în același moment li se inocula și un miros de flori de cireș. Ulterior, șoricei mai mici, după ce s-au născut, s-au gândit să facă un test, să vedem dacă frica de apă rece sau mirosul de cireș este asociat cu frică și la ei, deși ei n-au fost supuși niciodată apei reci. Și li s-a pus doar mirosul de flori de cireș și, culmea, șoricei s-au speriat, deși nu li s-a produs niciodată acea apă rece. Noi singuri putem să determinăm dacă fricile sunt ale noastre, dacă sunt ale părinților, și să le reglăm în așa fel încât să nu se declanșeze bolile, pentru că toate bolile, absolut toate bolile, și eu stau foarte mult de vorbă cu fiecare pacient în parte, depășesc cele 15 minute cu siguranță când vin la mine, pentru că nu este important să le dau tratamentul, să le spun ce medicamente trebuie să iasă și ce să mănânce, dacă nu vedem și dincolo de pacient și viața lui, să vedem ce factori de stres are și dacă pot să fie modificați sau nu. De aceea eu am și un serviciu de servicii conexe cu un psihoterapeut, cu doamna Camelia Tita, în care pacienții mei beneficiază timp de 6 luni de 10 ședințe gratuite de psihoterapie. Bun, să trecem la glucide. Cu toții știm că glucidele reprezintă 60% din ceea ce ar trebui să mâncăm în fiecare zi, pentru că creierul și neuronii se hrănesc exclusiv din glucide, nu putem să le eliminăm. Toate dietele de slăbire care se fac fără glucide sunt irealizabile și se fac pe perioadă de 2 săptămâni sub strict control medical. Nu așa de capul nostru renunțăm la glucide 3 luni și o să avem surpriza să mâncăm dublu glucidele și să ne îngrășăm triplu, poate. Haideți să vedem care sunt porțiile corecte. Noi ar trebui să mâncăm 100 de grame de glucide pe zi. 100 de grame de glucide nu este echivalent cu 100 de grame de produs. 10 grame de glucide sunt reprezentate de, atenție, o felie de pâine și aș vrea să vă, am pus aici poze ca să vedeți că felia de pâine cu secară sau felia de pâine cu semințe este mult mai sănătoasă decât pâinea albă, cu siguranță, dar are dublu de calorii. Vedeți, o felie simplă de franzel are 70 de calorii, cealaltă are 130 de calorii. Așadar, pentru persoanele care vor să slăbească, trebuie să renunțe la pâinea cu semințe sau cu alte tipuri. Sau să mănânce jumătate din felie, dacă vor să aibă același număr caloric. Dacă vorbim de biscuiți, pesmeți, orez expandat, lucruri pe care eu le recomand ca și gustări pacienților mei, numărul magic este de 3. 3 pesmeți, 3 biscuiți expandați, 3 crackers, care toți au 90 de calorii. Adică infim. Dacă mâncăm cereale la micul dejun, o porție normală a fulgilor de porumb, spre exemplu, este de 2 pumni, iar dacă mâncăm muesli, pentru că sunt mai bogate în calorii și pentru că pe lângă cereale au și fructe uscate confiate sau nuci, migdale, etc., porția corectă este doar 1 pumn. Nu se vede foarte bine aici, dar dacă mâncăm orez, paste făinoase, mazăre, fasole boabe, porția corectă, dacă nu vrem să ne îngrășăm, este de 3 linguri. Pe lângă... Da, așa reacționează și pacienții mei, exact așa. Pe lângă proteine și pe lângă legume, da? Deci nu mâncăm exclusiv doar cele 3 linguri, pentru că eu nu sunt adepta mâncatului disociat și o să vorbim și despre asta. Dacă mâncăm popcorn, din păcate, doar 2 pumni, un pumn de covrigei și un baton de cereale, da? Ar fi ideal să nu consumăm mai mult. Însă, atenție, legumele pot să fie consumate în orice cantitate. Nu mâncăm niciodată suficient de multe legume.
cu siguranță garantat, nici eu nu mănânc suficient de multe legume. Și o să vedem că dacă mâncăm 200 de grame sau 300 de grame ne punem de legume într-un castron, nu o să luăm mai mult decât de 50 de calorii. Însă, caloriile provin din lucrurile ascunse din salate, cum ar fi un ou fiert care ne aduce 80 de calorii în plus. Mai punem o linguriță de ulei și mai aducem 80 de calorii. Mai punem două linguri de parmezan și mai aducem încă 80 și 10 măsline și încă 80. Și am mâncat un hamburger, de fapt. Bineînțeles că vreau să spun și faptul că este important din ce provin caloriile. Dacă ele provin dintr-o salată, sunt mult mai sănătoase, evident, decât dintr-o carne prăjită. Dar ca număr de calorii este același. Dacă vrem să stăbim, ca număr de calorii este același. Bun. Am făcut aici un mic slide cu câteva întrebări cu care eu mă confrunt în fiecare zi, aproape la cabinet. Întrebări puse de pacienții mei cu diabet, pentru că rar mai am timp să fac nutriție, aproape deloc. Dacă este adevărat că pâinea îngrașă, pentru că toți vin la mine și îmi spun, doamna doctor, gata, am renunțat la pâine, gata, o să slăbesc. Nu este adevărat, pâinea nu îngrașă, așa cum am spus, produsele pe care le asociem cu pâinea îngrașă, o felie de cașcaval are 180 de calorii, față de o felie de pâine care are 80. Deci pâinea nu îngrașă și trebuie să o consumăm. Pâinea prăjită este mai puțin calorică. Fals. Păi pierde doar apă, numărul de calorii rămâne același. Deci degeaba trecem pe pâine prăjită, că la fel vom lua caloriile. Pâinea proaspătă umflă burta, da, este adevărat. Și mai ales la persoanele care au probleme de digestie, care au un intestin iritabil, trebuie să consume pâinea veche de o zi. Știu că e foarte bună pâinea caldă, dar nu ne face bine pentru că procesul de fermentație a drojdiei nu s-a terminat încă. Grahamul sau pâinea cu tărâțe nu îngrașă. Fals. Pâinea neagră sau intermediară este foarte bună pentru că nu se absoarbe la fel de repede ca pâinea albă. O să fac aici o paranteză ca să înțelegem de ce ne îngrășăm. Insulina este hormonul care ne îngrașă. De fiecare dată când mâncăm dulciuri, bem sucuri, mâncăm produse de patiserie. Asta de aici sunt ocazionale. Așa. În organismul nostru, există un organ care se numește pancreas și care secretă insulină ca să nu rămânem cu acele glucide și acel zahăr în sânge. Da? Insulina pe care pacienții cu diabet nu au. De asta ei vin și au nevoie de tratament. Bun. Atunci când zahărul a fost luat de către insulină și băgat în celule, el se duc preponderent la nivelul ficatului sub formă de glicogen ca să avem energie, la nivel muscular tot sub formă de glicogen să avem energie, iar excesul se depune la nivelul țesutului adipos sub formă de grăsime. Da? De asta noi, ca și medici nutriționiști, optăm pentru variantele cu un indice glicemic scăzut al glucidelor. Da, pâine neagră, intermediară și cu toții putem să facem mix schimbări, da? Paste integrale, orez brun. Ele conțin mai multe fibre, determină un nivel mai mic al insulinei, adică nu se secretă atât de rapid insulina, nu ne îngrașă la fel de repede, însă, ca și număr de calorii, este echivalent cu felia de pâine albă. Deci să nu cădem în capcana caloriilor. Nu trebuie să asociem carnea cu cartofii sau cu pâinea. Nu sunt de acord. M-am spus, asta este părerea mea profesională, nu sunt de acord cu dietele disociate. Ele sunt bune și sunt sănătoase pe perioade scurte să facem o dietă fără glucide. Sau, ca un mic truc, la masa de seară putem să nu mâncăm glucide, dacă vrem să slăbim. Adică mâncăm doar proteine și legume. Mierea este naturală, deci nu îngrașă. Mierea este foarte bună, este naturală, dar îngrașă mai mult, pentru că ea ocupă un volum mai mare într-o linguriță decât zahărul. Așadar, o linguriță de zahăr are 13 calorii și o linguriță de miere are 65 de calorii. Da? Foarte sănătoasă, cu mențiunea că copiii să aibă peste vârsta de un an și mierea le va stimula pofta de mâncare. Da? Dacă sunt puțin mofturoși, optăm la miere, o linguriță de miere. Avem nevoie de proteine, pentru că sunt sursa care ne oferă carne, în primul rând de carne. Când spun proteine, mă refer la carne, pentru că sunt principala sursă de proteine de înaltă calitate în organism. Sunt persoane care nu mănâncă carne și nu le condamn și este foarte bine, însă trebuie să-și aducă acei aminoacizi esențiali din suplimente, da? Care există la farmacii. Atenție!
Păi în timp se va dezvolta anemia megaloblastică pentru că veți face deficit de vitamina B12, dar toate astea se vor dezvolta pe parcurs de câțiva ani buni, da? Sau dacă nu vă suplimentați fierul pe care îl aduce carnea și în special peștele, dacă nu mâncați, poate nu mâncați carne de... Perfect, atunci fierul, peștele are mai mult fier decât orice carne. Deci nu aveți probleme dacă mâncați pește. Carnea are doar grăsimi saturate pe care noi nu le recomandăm. Deci atenție, campionii la slăbit și la cât de sănătoase este carnea sunt peștele, da? Puiul sau curcanul. Și în special curcanul, pentru că s-a demonstrat că el conține triptofan, care este un aminoacid precursor serotoninei. Deci dacă mâncăm carne de curcan, ne vom simți mai bine. Dacă vom mânca diete exclusiv pe bază de proteine pe un termen mai lung, fără glucide, putem să avem o paradoxal un nivel mai scăzut de serotonină și să avem un pic niște stări depresive. De aceea dietele care nu au glucide sunt nerealiste, da? Dacă înlocuim proteina în mărăcuța vegetală? Da, dar nu veți obține aminoacizi esențiali. E bine, nu e greșit. Ca număr de grame de proteine le veți lua, sigur, dar nu vor fi de aceeași calitate. Atâta tot. Da? Dar puteți să găsesc și putem să vorbim după, că nu vreau să fac reclamă la niciun supliment. Sunt aminoacizi esențiali pe care găsiți în farmacii și pe care puteți lua ca și supliment. Nici eu nu mănânc carne, așa că sunt foarte multe. Dacă mâncăm carne de pui sau de pește, porția corectă este cât o palmă întreagă. În schimb, dacă mâncăm carne de vită, porc, miel, porția este de podul palmei, cât o din asta de cărți de joc. Da, un pachet de cărți de joc. Da. A, nu! M-ați prins! Nu un medalion. Mezelurile nu le recomand, chiar nu le recomand, dar dacă e musai să mâncați și vreți să mâncați, vi le-aș recomanda pe cele slabe, din piept de pui afumat și uncă slabă sau pastramă de pui. Atenție că o porție corectă este 3-4 felii, exact cât un globuleț de Crăciun. Pentru că 100 de grame conțin 250 de calorii. Sunt foarte calorice și... conțin foarte multe produse adăugate. De asta nu le recomand. Sunt niște globuri mari acum. Da, nu. Cât de des. Să știți că noua piramidă alimentară nu mai recomandă carnea roșie deloc. O recomandă la categoria ocazional, la fel ca și dulciurile. Deci carnea roșie este doar ocazional. Carne slabă de pește, nu mâncăm niciodată suficient pește pe cât ar trebui. Din pește ne luăm omega-3 și omega-6 care ne scad nivelul de inflamație, care s-au dovedit a fi bun și la persoanele cu obezitate, da? Așadar, peștele conține vitamina D care crește absorpția calciului și prevenim astfel osteoporoza. Și uitați că am scris aici, fierul din pește s-a absorbit de 30 de ori mai mult decât fierul din vegetale și ajută la prevenirea anemiei, da? Care este mai bun, peștele de apă sărată sau peștele de... Nu contează, să mâncăm pește, da. Și nu contează nici dacă e slab și nici dacă e gras. Dar să nu fie prăjit. Apropo, mi-ați adus aminte? Am avut un pacient care mi-a zis că... De asta e foarte important, am anamneza și eu de asta stau foarte mult timp cu pacienții. Mi-a spus că el mănâncă pește fiert și se simte extraordinar și îi place foarte, foarte mult. Eram în rezidenția la București și noi toți curioși ne-am gândit totuși să întrebăm, dar cum îl preparați, că totuși pește fiert să fie foarte, foarte bun? Și el mi-a zis, păi, e simplu, într-o oală, pun ulei și îl fierb. Așa, dar trebuie să... Peștele este sănătos, dar nu fiert în ulei, da? La cuptor, la grătar sau la abur. Așa, ca să menționez și asta. Așa. Uleiurile și fructele oleaginoase, cât de des... Dacă ne referim la nuci, migdale, caju, ele sunt foarte bune, însă atenție că sunt foarte calorice, așadar le mâncăm cât ne încapem podul palmei, de 3-4 ori pe săptămână, nu ne punem cu o pungă la televizor și o terminăm. O linguriță de ulei, deci o linguriță, nu o lingură, are 45 de calorii. Dacă adăugăm două linguri, ne-am adăugat 180 de calorii în salată, da? Lactatele vă recomand dacă nu aveți intoleranță la lactoză, însă atenție la mozzarella, pentru că un ou micuț din ăla de mozzarella are 300 de calorii. Așadar, vă recomand brânzica proaspătă, aceea cu otici, iaurturile cu 2-3% grăsime, da? Porția... Nu, îmi pare rău, dar nu. Însă, persoanele care vor să slăbească, dacă mănâncă lactate, vor slăbi mult mai ușor decât persoanele care nu mănâncă lactate. Asta e un studiu care a apărut recent.
Dacă mâncăm unt, mai țineți minte picul, cuburile acelea de unt, asta e porția corectă, cât vârful degetului. Dacă mâncăm brânză, două degete, sau dacă mâncăm un cașcaval sau parmezan, o singură lingură, ca și smântâna. A, rapid, o să trec rapid pentru că deja am depășit timpul. Ce ne face rău de la dulciuri? În primul rând, zahărul rafinat de care spuneam, care o absorbție rapidă în sânge și ne determină un nivel crescut al insulinei. Insulina ne va îngrășa, bineînțeles. Atunci când vreți să mâncați ciocolată, țineți minte că ciocolata este bună, în special cea cu conținut cât mai mare de cacao. Însă ciocolata fără, cu un conținut normală, da? Cu lapte și așa mai departe, conține 3 linguri de ulei și 12 cuburi de zahăr. Mai mult decât atât, ciocolata are în componența ei chimică substanțe asemănătoare a amfetaminelor. Ele se leagă la nivel cerebral de aceiași receptori cu drogurile. De asta avem dependență. De asta tot timpul îi cred pe pacienții mei că le e greu să renunțe la dulciuri, pentru că este o reală dependență, la fel cum este o dependență legată de orice altceva. Spuneam că mierea nu se dă copiilor mai mici de un an pentru că se poate dezvolta toxina botulinică și ei pot dezvolta botulism, de aceea nu indic mierea la sugari, cu care mai multe carnuri, sigur. Haideți să rapid vă zic de porția corectă. Dacă vrem totul să mâncăm prăjitură, porția este de 2 degete sau 3 lingurițe, porția corectă. Dacă mâncăm totuși tarte sau un strudel, porția corectă este de 3 degete. Nu depășim prea mult. Dacă mâncăm o înghețată, un singur cup de înghețată în cornet, dacă mâncăm biscuit, regula este de 3, tot timpul 3 bucăți, atât, și ciocolată este de 2 degete sau 2 tablete, 2 rânduri de tablete. Da, cam asta ar fi. Bineînțeles că dulciurile sunt la categoria ocazional, niciodată nu sunt zilnice, tocmai prin prisma dependenței pe care o pot dezvolta și prin faptul că nu ne aduc absolut nimic nutritiv, sunt calorii goale. Vă mulțumesc! Informații extraordinare. Cred că nu vă mai e foame, nu? Când mergeți acum acasă, o să respectați în tocmai ce a spus doamna doctor. De ce țel, atât, da? Erau niște mesaje subliminale. Erau, dar niște mesaje chiar subliminale. Dar să știți că o să aibă efect. De fiecare dată când o să vedeți porția aia mare pe care o aveți în față, o să vă aduceți cu siguranță aminte de, da, ce v-a spus doamna doctor. Nu? 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 Da? Ok. Și pentru că tot v-a făcut poftă de mâncare și v-a antrenat un pic așa cu... am văzut că sunteți interesați să puneți întrebări și să aflați cât mai multe lucruri. Am să le invit din nou pe Camelia și pe Cristina să vă răspundă la întrebările și, bineînțeles, pe doamna doctor, să vă răspundă la întrebările pe care dumneavoastră cu siguranță le aveți și... Eu aș vrea să aveți și curajul să le puneți, da? Haideți. Cristina? Da. Hai să vedem. Cine vrea să... Eu sunt cineva. Ok. Cristina este prima, da? Doar cu percepțiile. Nu neapărat. Adică putem să răspundem toate. Să răspundeți, da. În funcție de întrebare. Da. Băie, foame? Așteptă. Fetelor, vă invit. Cami. Acum mor niciodată, trăsniți. Și pe teme medicale. Nu acum mor niciodată, că noi o să fim... Nu acum mor niciodată, pentru că noi o să fim aici, toate suntem din Slatina, toate activăm în Slatina. O să aveți și pe documentul de follow-up care o să urmeze pe mail, o să aveți datele noastre. Deci dacă aveți ceva de întrebat, ne dați un mesaj pe WhatsApp, Eu chiar, uite, această idee mi-a venit aseară. Putem să facem un grup și să fim cu adevărat o comunitate într-un grup pe WhatsApp și de fiecare dată când aveți întrebări, puteți să adresați întrebări și noi poate nu instantaneu, că poate suntem cu telefonul acolo, dar până la sfârșitul zilei putem să vă răspundem. Dacă doriți treaba asta, putem să fim și în felul acesta aici pentru dumneavoastră. Da, e un prilej bun oricum și zic să nu le ratați dacă aveți curiozități sau întrebări. Da, ascultăm. La microfon. Care ne poate impacta starea noastră de bine.
ceva și, practic. Și ceva ce faceți dumneavoastră în fiecare zi, un secret. Păi, ce faci? Păi, da. Păi, un secret vi l-am spus, respirația, exercițiul de respirație pe care îl putem face în orice moment al zilei, putem să-l începem dimineața, da, și ne schimbă în câteva minute, ați observat, starea de spirit și nivelul de conștiință și energia. Mai sunt, într-adevăr, practici care... Mulțumim frumos! Mai sunt, într-adevăr, practici care pot fi făcute... să zicem noi, din practicile care pot fi făcute. O rugăciune. Da. O rugăciune. Dimineața la trezire puteți, adică e important să ne aducem aminte că fiecare zi nu este în fiecare zi nu este obligatoriu să ne trezim. Este un dar că noi ne trezim pe fiecare dimineață. Și un gând de recunoștință față de divinitate, energia universală care ne ține conectați la tot ce ne susține, deși noi știm sau nu știm, da? Tot ce ne susține din partea asta energetică, atitudinea noastră pe care o avem asupra vieții este esențială. Și asta, în felul ăsta putem să începem, să ne începem ziua și vă asigur că o să aveți altă deschidere către ceea ce înseamnă viața dumneavoastră, oamenii din viața dumneavoastră, situațiile cu care vă întâlniți. Într-adevăr, sunt și alte practici, dar pentru asta vă putem invita la sală unde se pot experimenta și alte obiceiuri zilnice, cum spune doamna, care să ne aducă starea de bine sau să ne reconecteze în cazul în care am pierdut-o. Da, mai mult decât atât nu pot să zic acum, pentru că mai zice doamna Camelia. Mulțumesc. Doctor. Eu, pe partea psihologică de mindset, gândul de recunoștință, vă recomand, dimineața, eu așa fac, da? Când m-am trezit, mulțumesc, Doamne, m-am trezit și manifest intenția pentru ziua respectivă, da? Pentru programarea creierului, seara la culcare, îmi văd agenda și știu a doua zi ce am de făcut și asta îmi dă claritate, îmi dă o ordine în minte și deja ziua curge așa și în general mă programez ca să nu apară neprevăzute. Să știți că și neprevăzutele le atragem. Foarte mare atenție la gânduri, da? Pentru că până la urmă atragem în viața noastră după modul cum ne îndreptăm gândurile într-un fel sau altul. Deci în recunoștință mulțumesc pentru asta, fiecare ce are de mulțumit. Muzica de relaxare, rugăciunea, meditația ghidată, respirația, exercițiu fizic, cât ar fi de, da? Deci energia se autoregenerează, ca să zicem, și trebuie să ne punem în mișcare ca să ne simțim corpul. Și dimineața e bine câteva exerciții, nu cine știe ce complicat, dar câteva exerciții prin care să ne punem în mișcare corpul. Mâini, picioare, cap, câteva rotații și este bine. Gândurile. Mare atenție la gânduri. Și acum îi dau domnului doctor. Starea de fericire. Starea de bine e așa un concept foarte vast și foarte larg. Dar pe scurt, ca să ne creștem nivelul de dopamină de la nivel cerebral, trebuie să ne facem liste. În fiecare zi trebuie să avem listă cu cel puțin 3-5 lucruri. Bineînțeles că nu trebuie să fie lucruri extraordinar de grele pe care să nu le putem face. Dar trebuie să fie lucruri pe care să le putem bifa vizual. Deci lista trebuie să fie făcută scrisă de mână, pe care să le putem bifa, pentru că la nivelul creierului, faptul că noi am bifat niște lucruri ne face să ne simțim mai motivați, ne face să ne simțim că am făcut ceva în ziua aia și o să ne crească nivelul de dopamină. Dopamina crescută ne dă energie și ne dă voință să facem în continuare lucruri. Așa că e o simplă listă de 5 lucruri zilnic, da, în fiecare zi, zilnic, că mi le bifez în fiecare zi. Dar nu trebuie să fie ceva complicat. Nu știu, cumpărăturile, mă duc la veterinar cu căței,
lucrurile pe care le facem. Da, doamna doctor Marcinete, da? Toți cei patru neurotransmițători care trebuie să fie în timp, și atunci e mai greu, voi intervine atașamentul, eu deci păi asta am zis că e un subiect foarte vast, dar așa pe scurt, cum ați zis dumneavoastră, da. Puțin, dar celelalte, serotonină... Păi starea devine, mă gândeam la motivație. Oxitocina nu se secretă chiar tot timpul, dar serotonina, da, cum am spus, 90% din tractul digestiv, am prezentat mai devreme. Da, da, păi dacă suntem dezechilibrați, oricum degeaba facem lise, dacă suntem în depresie și avem un nivel de serotonină scăzut, de asta zic, este un nivel atât, este un subiect atât de vast de discutat. Răspunsul nu este simplu, dar ca să vă creșteți voința care o să vă dea o stare de bine, este un cerc vicios. Dacă nu avem voință, nu o să avem o stare de bine, dacă stăm într-o stare de letargie, nu o să ne simțim bine. Asta puteți să faceți, cu serotonină e altă treabă. Acele e foarte greu să ne creștem serotonina. Când am văzut că organizați această conferință, faptul că sunteți mai multe, colaborarea este extrem de importantă și sunteți un exemplu că niciodată nu poți să faci singur ceva. Și ați spus, doamna doctor, că lucrați împreună cu doamna Camelia Ghița cele 10 ședințe, da? Deci, la pacienții cu diabet. Da, la pacienții cu diabet, da. Pentru noastră important este rezultatul, da? Puteți așa să ne spuneți care sunt rezultatele în urma tratării pacienților, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental și sufletesc, pot să zic. Sigur. Am deja foarte multe cazuri de remisie a diabetului în urma și consilierii psihologice. Remisie deci înseamnă că 6 luni, da, timp de 6 luni iau glicemie la fel ca un om sănătos. Fără tratament. Adică am luat-o treptat, am scăzut întâi tratamentul, am văzut ce se întâmplă. Da, pentru că nivelul de cortizol, hormonii de stres, sunt hiperglicemianți. Dacă știm cum să ne reglăm hormonul de stres, ne reglăm un pic și glicemia. Tip 2 sau tip 1? Tip 2 și tip 1 pentru consumere, ambele tipuri de diabet. Și remisie la tip 1? Nu, la remisie la tip 1 există. Este foarte important ca pacienții cu diabet să conștientizeze acele greșeli pe care le fac și atenție, nu, doamne, în depresie, nu numai în alimentație, să ne înțelegem. Pentru că dacă mănânci sănătos, știți că aud, mănânc sănătos eu, aia și totuși, a declanșat, s-a întâmplat. Sigur, putem să zicem și despre asta, eu vă spun că și stresul, știți cu ce are legătură stresul? Tot cu atitudinea noastră. Pentru că ați văzut acolo, 10% este ce ni se întâmplă și restul de 90% cum reacționăm noi la ce se întâmplă. Deci dacă suntem stresați sau mai puțin stresați, este datorită atitudinii noastre. Și eu vă spun că atunci când omul își revizuiește atitudinea și conștientizează și este și cumva participă la ce îi se întâmplă, da? Și aplică în viața lui câte ceva din ce v-am prezentat eu aici, lucrurile se schimbă radical. Deci de aici începe totul, să știți. Starea de bine, starea de rău, tulburarea în corp, agitația, blocajele. Deci, de aici cu atitudinea noastră, cu gândul. Și mai am o întrebare. Sănătatea la noi are, mă refer la sistemul de sănătate. E bine că s-a dezvoltat sistemul privat, este foarte bine. Și vedem că este altceva, deși eu recent am avut parte, m-am operat. Dacă, nu știu, de aceea vă întreb pe dumneavoastră, dacă un pacient, indiferent de ce boală a suferit, fie o operație, fie ceva intern, orice fel de patologie, dacă ar avea parte de psihoterapie, dumneavoastră, care lucrați cu energiile, da? Dumneavoastră care lucrați cu mintea, dumneavoastră, da? Da. Apropo de emoții, când ai o emoție puternică, te duci la toaletă, da? Că te apucă emoția. Da, are colistă. Credeți că ar trebui făcut ceva în sensul ăsta? Știu că e departe, e un vis. Nu este departe. Nu, între nutriționiștii, deci nu doar, nu medici nutriționiști. Nutriționiștii care au facultatea de nutriție, deci nu doar tehnician nutriționiști, vor intra în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
la patologii precum oncologia, gastroenterologia, de se va face... Când se va întâmpla? Este un proiect în derulare la Casa de Asigurări de Sănătate. Da, da. Deci, dumneavoastră vorbiți despre un tratament holistic, da, tratare holistică. Da, pacientul privind cu totul, da. Pacientul privind, așa cum l-am prezentat noi în seara asta, da? Adică la modul integrativ, da. Și se practică, știți, sunt clinici, sunt și la noi private, e adevărat, care tratează omul holistic. Cu psihoterapie, cu pe partea de nutriție, sunt și la noi în țară, da. Pe partea spirituală. Da. Dar numai să le... De la teoria la practică. Numai să le acceseze. Și mai e ceva. Asta vreau să vă spun că, de exemplu, doamna doctor Roman Anca a făcut efortul, ca să zic, da, să acceseze aceste servicii tocmai din atenție sporită față de pacienții dumneavoastră și aceeași posibilitate o au, să știți, toți medicii, și pe familie, și numai că unii sunt mai comozi, ați înțeles? Trebuie să umbli, trebuie să faci niște demersuri, niște chestii. Deci depinde de medic dacă își accesează și va avea servicii conexe sau nu. Dar ele sunt posibile, da? E vorba de om aici, da? De om cât își dorește, da? Da. Mai mult decât atât, vin oameni care lucrează și pun serviciile în slujba altor oameni, vin medici la cursurile noastre, vin terapeuți, vin psihologi. Eu pe Camelia am cunoscut-o la cursul meu de medicină energetică, pentru că omul își dă seama că are nevoie, profesionistul își dă seama că are nevoie să se deschidă, ca să poată să facă ceea ce deja el parcurge, ceea ce deja el transformă în viața lui, să facă pentru alți oameni. Nu putem să mergem doar pe sistemul clasic vechi. Sunt medici care operează și care sunt conștienți că au nevoie să aibă ei o imagine de ansamblu și o claritate asupra ceea ce se întâmplă în interiorul omului, pentru că nu suntem doar carne, nu suntem doar emoții, suntem spirit, avem un suflet și trăim într-un corp. Asta nu poate, de acest lucru nu mai poate să facă nimeni abstracție, mai ales specialiștii. Aș vrea să văd asta în spitalele noastre. În spitalele noastre, da. Spitalele dar nu noastre. Poate fi obligatoriu. Da, nu poate să fie. Depinde de oameni. Depinde de specialistul respectiv. Oamenii că deja aplică. Când deschide un mare cancer și nu este și un om care lucrează cu sufletul și cu mintea lui lângă el. Este adevărat. Da. Poți să-l omori a doua zi. Poți să-l omori a doua zi. Da, așa este. Eu sunt revoltată de aia. Eu să fiu sinceră, deci... Eu sunt... Poftiți? Ați auzit? Iertați? Da, 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 să știi. Am un suflet. Deci, ca psiholog... Sunt proastă de cât iert. Am simțit nevoia, la un moment dat, că este nevoie de mai mult în cabinet. Deci, într-un cabinet de psihologie vin oameni cu foarte multe situații, probleme, cu sufletul bolnav. Și mintea, pentru că sufletul bolnav, practic, înseamnă o minte tulburată, da? Prin gândurile pe care le generează, obsesii, tulburări de tot felul. Și atunci, eu personal am simțit nevoia că trebuie să fiu pregătită mai mult. Sunt situații atât de complicate în viața oamenilor, încât trebuie, da, să le tratez holistic. Este motivul pentru care am făcut atâtea formări în medicină energetică, în Theta Healing, în programare neurolingvistică, în hipnoză, nu le spun ca să mă laud aici sau să tai bine, să le știți, apropo, da? În ce sunt pregătită. Și pe toate le aplic, să știți. În funcție de client, de problemă, de situație, aleg din portofoliu o metodă sau alta. Părerea mea este că dacă iubești oamenii și te-ai pus în slujba lor și simți vocația, misiunea, dăruirea, așa, pur și simplu treci, ca să zic, granițele, așa cum doamna doctor da, este și neurolog, pe lângă specialitatea diabet și nutriție, așa cum Cristina face atât de multe lucruri, dar pur și simplu ne-am extins, ca să zic, din dragoste pentru oameni, ca să-i ajutăm cât mai mult. Așa vedem noi lucrurile. De asta suntem în fața dumneavoastră aici. După cum vedeți, am ieșit din cabinetele noastre, toți avem cabinete, toate, am ieșit din cabinetele noastre, am venit aici în mijlocul dumneavoastră cu informația și cu tot ce putem noi oferi, dar tocmai ca să ajutăm.
să... Dăm puțin, dăm puțin. Ideea. Vreau să mănânc o ciocolată întreagă. Și eu la fel. Cum putem, nu mănânc cu bulețe, niciun caz. Cum putem să reducem această dorință de dulce? Putem... Păi este o adicție de dulce. Îmbina, care ține de psihoterapie. Sportul cu... Da, sigur că da. Pentru că știu că multora le scade diabetul făcând sport și nu. Da, pentru că mușchiul captează glucoza și atunci ne scade și nivelul de glicemie, nivelul glicemiei, nivelul glucozei din sânge. Și stres, l-aș combina un pic cu glanda. Cu glanda tiroidă? Trebuie doar, nu pot să vă zic decât strict să vă dozați hormonul tiroidien. Ba da, avem cum să reducem stresul. Avem cum să reducem stresul. Ba da, ba da, ba da, cum să nu? Prin tehnici de psihoterapie, astea sunt tehnici care mă depășesc pe mine personal, dar sunt modalități prin care nu le evităm nici. Și eu am stres. În fiecare zi aș putea să spun că am un stres. Dar știu cum să-l manageriez. Cum reducem senzația de dulce? Că să nu ne mai dorim dulce. Păi, dar trebuie să vedeți de ce... Serios! Nu, voastră puțin microfon. Dacă îmi dai voia, prin hipnoză, să știți, da, în transa hipnotică accesăm sub... Așa. Să știți că transa hipnotică este accesarea subconștientului, da? Nu este nimic mai mult, a sinelui divin, dacă vreți. Are, deci, este... e mult de discutat aici, eu zic să nu intrăm în convingere limitative. Și aveți de părere că este bine să consumăm naturiste? Suplimente naturiste? Nu mă pronunț în privința suplimentelor, pentru că nu au studii clinice și nu putem să le prescriem. Poți scrie și pe etichetă. Ce anume? Da, sigur că da. N-am spus că nu dau rezultate, am spus că eu nu mă pronunț. Ce anume? Eu nu am. Poate alte persoane iau de mult la tine și alte. Nu aveți colesterolul crescut? Păi colesterolul... Sau de ce ați zis? Ați zis de statine. Vorbim de... Bine, asta e altceva. Vorbim de diabet. Da. Deci eu nu am. Da, sunt persoane care consumă anumite ceaiuri sau anumite suplimente alimentare care le sensibilizează deci, pancreasul. Deci nu pot spune că, nu, că sunt sau nu sunt de folos. Sunt foarte bune, dar nu le recomand eu pacienților, pentru că nu putem să recomandăm decât ceea ce este cu studiul clinic. Ce nu recomandați că n-am auzit? Suplimentele alimentare. Știu, dar să știți că se poate face și supradozaj cu vitamine, care unele persoane le consideră tot naturiste. Da? Există supradozaj de vitamina D și au fost cazuri destul de grave. Nu putem să recomandăm decât dacă se face strict dozarea vitaminei D și există carență. Nu putem, la fel, cu vitamina B. Analize, clar. Da. Dar cu suplimentele alimentare nu mă pot analiza. Păi asta este, supliment alimentar, așa se numesc, da, natural. Sunt foarte bune, nu pot să spun că nu sunt bune. Poate că și eu consum, și eu pun puțină scorțișoară dimineața în cafea, spre exemplu. Dar nu... După ce termin. Și apropo de hipnoză, vorbim despre trans terapeutică, să ne înțelegem, nu regresii, nu știu ce vieți anterioare, cu nu știu ce nebunii să ajungi să vezi, deci nu la astea mă refeream. Deci transă terapeutică, să știți că am discutat cu părinte duhovnic pe partea asta, să știți că în spatele tuturor acțiunilor sunt niște intenții, contează intenția și gândul. Cred că nu e cazul să ducem discuțiile până aici. Așa? Și să știți că lucrurile, v-am spus, se face departajarea și acolo. Depinde care este intenția și ce se face, da? În transă. Cristina vrea să completeze. Atunci când vorbim de orice formă de dezechilibru, să zicem, sau nemulțumire, o afecțiune, cum este și cazul de care ați întrebat dumneavoastră, în abordarea mea, să zicem, v-aș întreba, care este nevoia sufletului dumneavoastră pe care dumneavoastră încă nu o auziți? Pentru că absolut tot ceea ce noi trăim
este expresie a sufletului nostru aici pe pământ, expresie divină a sufletului nostru aici pe pământ. De fiecare dată, când din cauza stilului de viață, când din cauza lucrurilor pe care nu le înțelegem și ne afectează și nu reușim să le exprimăm, poate din copilărie, poate în relația cu părinții, ducem cu noi anumite greutăți sufletești care sunt la un anumit moment prea mult sau dincolo de un anumit moment prea mult. Da? Poate e o lipsă de iubire. Este vorba despre rănile nevindecate. Exact. Da. Da. De fiecare dată o afecțiune nu vine să ne pedepsească, nu vine să ne facă rău, nu vine să ne oblige la ceva, vine să ne atragă atenția că sunt aspecte din noi care se cer văzute, strigă după ajutor. Poate în interiorul nostru este un copil care nu s-a simțit iubit, poate în interiorul nostru este un copil care s-a simțit respins. Da? Sau neauzit. Motivul pentru care ajungem până la somatizare, așa se numește instalarea unei afecțiuni, este că noi uităm de noi, uităm de sufletul nostru. Și da, prin intermediul bisericii este cea mai ușoară, cea mai directă cale. Dar pentru asta, acolo trebuie perseverență. Da? Și dacă ți-e rău, și dacă nu ți-e rău, și dacă ții la tine, te duci acolo, că plângi, că râzi, că vorbești cu părintele sau nu vorbești cu părintele, te duci și stai acolo, pentru că în biserică este spațiu sacru. Ce înseamnă spațiu sacru? Înseamnă un spațiu în care noi avem conexiune directă cu sufletul nostru. Da? Implicit cu Dumnezeu. Da? În momentul în care noi împreunăm mâinile așa, mintea noastră se liniștește și avem legătură divină cu sufletul nostru și cu divinitatea. Fiecare cum știe, poți să nici nu știi. Eu când eram mică nu știam rugăciuni învățate, dar în maxim 30 de secunde, nici măcar atât, în 30 de secunde mă așezam în genunchi și ajungeam acolo. Acolo, într-un loc în care era liniște în sufletul meu. Și când ne atingem unii pe ceilalți. Și adevărat, și așa. Mulțumesc. Hai să uite Sorina. Da, cred că mai... Puteți să luați loc. Da. Mulțumim mult și frumos. Mai e Sorina? Mai avea Sorina de întrebat ceva? Cine mai are întrebări? Imediat, după ce terminăm, dacă doriți o sesiune de întrebări în particular. Am apucat să zic, ca să se întrebe. Cum să-mi seama că... ai o rană sau este o nevoie a sufletului? Rana și nevoia sufletului este unul și același lucru. Adică orice traumă afectează, de asta se și instalează trauma, pentru că afectează până la nivelul sufletului. Ce înseamnă? Sunt momente în care intensitatea este atât de mare și emoțiile sunt atât de puternice, încât nu pot să depășesc momentul. O parte din sufletul meu, o parte din energia mea reușește să treacă, se numește partea supraviețuitoare, o altă parte rămâne blocată acolo ca și când timpul nu mai trece. Ea trăiește, poate de acum 20 de ani, poate de acum 30 de ani sau de acum 10 ani, un prezent continuu. Aceea este partea traumatizată, rana. Da? Deci, nevoia este... Nu contează prin ce metode. Că ne ducem la biserică, că ne ducem la psihoterapie, că vorbim cu cineva și eliberăm ceea ce avem blocat în interior. Dar dacă revine cu recurență în viața mea genul respectiv de experiență, asta înseamnă că am nevoie să mă uit acolo. Da? Și sunt metode prin care se face asta în siguranță și cu rezultate. Știi. Mulțumesc și eu. Gata, ne-a dat afară. Sigur. Păi, ce se întâmplă? Acum ați văzut, știți unde s-o găsiți? Fiecare dintre doamnele care au vorbit aici în fața dumneavoastră, cum am spus mai devreme, au cabinete. Puteți să accesați printr-un simplu click, faceți o programare și acolo cu siguranță veți avea toată atenția din partea dumnealor, da? Pe care cu siguranță o și meditați.
Haideți că n-a durut. Nu mai stați așa în crunt. De ce sunteți așa triști? Bine, eu știu că ați auzit informația cu mâncarea, asta e dezastru. Deci, aici, da. Eu vă felicit pe toți care ați rezistat până acum, da? Și vă doresc ca măcar puțin din ce ați auzit aici, ceva de la Camelia, ceva de la Cristina, da? Măcar să faceți exercițiile acelea de respirație. Sunt foarte importante. Să știți că merită. La fel și la doamna doctor. Deci țineți cont de astea și când, este chiar subliminală, când o să vedeți felia aia mare de tort, să vă aduceți aminte că... Trei, una! Da? Și gândiți-vă, Doamne, dacă o mănânc pe asta, cum o să arăt? Bine, asta a fost conferința din această seară. Încă o secundă. Încă o secundă în care vrem să mulțumim tuturor celor care au fost. Comunitatea oamenilor care au făcut acest prim pas către ceea ce înseamnă autocunoaștere împreună cu mine în atelierul de sănătate Echilibrium, comunitatea pe care doamna Camelia o păstorește de atâta timp, Clubul Femeilor Puternice și Academia de Leadership și Academia de Leadership și Dezvoltare Personală, doamnelor minunate de la televiziune care au fost alături de noi, pentru că a fost decizia dumnealor să vină, și tuturor celor care ne-au susținut, toate persoanele pe care le vedeți pe margine, domnii cu audio-video, că nu știu cum să mă exprim altfel, doamnei Elena, care a fost organizatorul nostru, Cristi Nicula, care la fel s-a autorit. Doamnei doctor, care a fost tot la cot cu noi, în urmă. Ce frumos! Chiar dacă resta e de la porție, da? Da, e important câteodată să vedem și porția. Să ne dăm seama că nu aveam nevoie de tot ceea ce ne credeam că avem nevoie. Și dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru noi este important. Este important că am avut cu cine să ne întâlnim și că oamenii spun da. Mulțumim!